Ascultați vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Și a intrat într-o cameră la oftalmolog și oftalmologul i-a spus, citește primul rând de pe panou. Și Traian a întrebat, care panou? și... <laughs> 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 a Şi a dat o foaie, un formular mare și a zis așa, în colțul din dreapta sus, aveți un pătrățel în formă de dreptunghi Eurosportul cel -a puțin partea, partea mm. din, din, România da. Noli Ne-au ne ținut, pe Eurosportul și noi Ne-au ținut spatele Pentru că erau extrem de multe plângeri la, În Franța, la, la Serii, în Franța Păi, cât eram copil, deci aveam această interes Să nu mănânci gheață, să nu fie rece să nu Și no. țurțurii, ce vorba ce să nu plăcea. Gheață? să nu mănânci gheață dacă e rece Dacă nu e rece Nu ai bani întotdeauna no. Și sigur că întâi trebuia să-ți iei țigări, și după ciclis, aia este priorități. există da, priorități da, da. în viața După aia îți da. luai uh... Uh -huh. Eu mă uit la ciclist pentru peisaje Deci nu pentru, nu pentru pedale Adică eu încerc să dau cicliștii deoparte uh -huh. Că mă uit la Turul Franței sau la Vuelta Mă încurcă, la, Giro. Nu? Nu încurcă la intrarea în Colmar Așa cum vii dinspre Strasburg E la 65 de km de Strasburg Se găsește o statuie a libertății Și te întreb ce-i cu ea acolo Și-am adus aminte că totuși Și asta e bine într-un fel că trăim totuși o epocă destul de bună au fost epoci în care se în aer autostrăzi cu, cu procurori, cu magistrați. Au fost epo în, în Europa de vest. Au Orsalino. fost epoci, da. Au fost epoci în care erau răpiți și omorâți prin ministrii Salut! Bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit și eu! Îți pare formidabil Așa. că avem smochine, producție da. românească. Apropo de ultima noastră discuție, ca să vezi în ce lume am ajuns să trăim. Eu o smochine este. când erai mai mic în România de asta de producție românească? vărul meu are un fost coleg de facultate cu care a rămas prieten și la care am fost și eu pe graniță România cu toată la Serbia, la Checea. Și omul ăsta, mare rocker, avea smokin în curte. Da? Atunci, în anii, când am fost, în anii 80, da, rockerul da, cu ce care vă opri poliția. Acela. Da, da. Acela. Da, 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 da. Deci avea și smochine. Da, da, dar și... da, chema eu și toată lumea zicea heavy, că asta asculta. Happy. Heavy! Heavy! Da. Și heavy avea smochine da. în curte. La noi, în părțile alea de lume, nu s-a pomenit să ai smochine. Hmm. Soacră mi-a pus acum, după Revoluție, okay. și să fac niște smochine, face dulceață de smochine. Și da, știu, să <laughs> Dar din asta ai voie? Adică crude, așa? Bănuiesc că nu, dacă sunt dulci. Sunt foarte dulci, deci sunt, sunt grozitor de dulci. Nu, mulțumesc, mai bine mănânc totul ăsta de ochelari. Dar din alea uscate, ai voie? Sunt dulci. Sunt dulci dar și a... <laughs> Nu, dacă ai... sunt dulci, nu mai am voie, clar. Am înțeles. Deci am de intrat un fructe? program de reabilitare ca blocul. Fructele da. sunt bune, am înțeles. Sunt bune fructele, nu nu foarte dulci și nu foarte des. M am înțeles. Uh, am mâncat, de exemplu, Cred ieri o... Da, dar La nu-mi place totul. <laughs> mai fac și mofturi. Uh, am mâncat ieri o piersică tare care nu semăna deloc cu piersicile foarte cum ar trebuie. Da, Așa trebuie bine. să fie, piersicile tari Știu, să Știu, Nu mă deranjează. Da. Prune ai voie? Prune, ieri am văzut-o pe Irina mâncând o prună luată de ea din magazin și s-a strâmbat atât de urât încât mi-a trecut pofta. Era din aia mai mare sau din aia Mai clasica? mare și teribil de acră. Ah, ok. și da, adică adică mai multe pui pe feluri. Pe salată, rezolvi în două secunde. Sunt niște prune pe care nu le-am mai găsit de când sunt eu copil. Poate fi o madlenă. Bunica mm? mea avea cele mari și rotunde așa Da, albe ah, okay. să acolo în sat la ei se numeau Goldane Goldane mm -hmm. probabil de la, de la Gold, gold da. ceva da, 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 da. și erau albene galbene. Poate uh -huh. uneori vineții. erau cele mai bune plume aliterație este prune. Este albene galbene. Am zis e, albene, da, da ești poet da 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 da. Vezi că nu te mai și vede omul mult exact. Și uh, erau foarte bune, cele mai bune uh -huh. prune din lume. N-am mai găsit de atunci, nu știu da. ce s-a întâmplat cu goldanele unde sunt. Prune am mai văzut din astea protunde și mari, cum zici uh -huh. și tu, da, da cam atât. Uh, încep da. să am din ce în ce mai puține opțiuni după ultimele analize, uh, așa că trebuie să fiu cu minte. Da, Mult mai cuvinte decât eram. Pepene ai voie? Nu, nu, nu. Nu, dar nici nu, cum zic, nu mi-e poftă de pe uh, na, banane, lucruri de astea, Sunt nicio formă. Nu râvnesc. Uh, singurul la care râvnesc e strugurele. A, ah, bon, Uf. și cireașa, dar hai că a cam trecut, Doamne. anul ăsta am scăpat. Uh, da, struguri albe aș mânca într-una. Dar nu sunt buni. Da. Da. Da, Am tăiat și pâinea de cu. pe listă. Vece. Și ce, -i? uite, mi-a zis Mari să dau rețeta asta că merită. Mari, Ias de spune. la cum vă place punctul așa că taie smochina asta, smochina da. asta crudă, proaspătă mm -hmm. cum ar veni. Da. O taie o crestează sus la vârf în patru. Okay. Pune un cubuleț de brânză de capră, din aia cremoasă da. Să dă la cuptor. Mm -hmm. Și cam mai e. Și să pune mm -hmm. un pic de miere pentru cine vrea. Mier. Mier. Nu e cazul tău, okay. tu n-ai nevoie da. nimic. Voie nimic din toate astea Dar mm. ce ai mâncat când ai fost pe unde ai fost? Uh, am făcut și uh, câteva excese, mă rog, unul de ziua mea, mm. unul de ziua noastră ba. Mm. Uh, Ziua mea m-a prins la Innsbruck, așa că acolo am mâncat un strudel de la Mizane, un vanilasos Cu frișcă și cu sos de vanil. Nu am mâncat tot mi s-a dat o linguriță a de ajutor Pentru că e foarte bună -o bine bun. <gune> E o naibie de bună Dar asta a fost o nebunie permisă da. Și De ziua noastră Adică pe 9 iulie Am împlinit 10 ani De căsnicie 9 august, pardon Nu de căsnicie, de, de relație De vă știți da, de Bravo, Pe felicitări. 9 august, mulțumesc Am avut voie să împart cu Irina ce se cheamă cafei Liejoa. Nu știu ce uh, e asta. Înghețat. înghețată, okay. cu cafea, cu frișcă, cu sos de ciocolată, foarte bună, minunată, dar m-am oprit singur după patru lingurițe, am spus, e cazul să dovedesc caracter. Dar ea te susține? Adică nu mănâncă nici ea? Băi, ea poate să mănânce, nu-mi face poftă. Deci, faptul că mi-e mie poftă în permanență nu înseamnă că mi-e poftă când îl văd pe altul mâncând. Altul poate să mănânce în fața mea orice. Deci, am niște mecanisme stranii mm -hmm. de funcționare. Dar o să fiu cu minte: Drumurile la celebra brutărie s-au sistat? Da. Asta e? -am, Asta -am ce mai face. rău să te întreb, parizer ai voie? Mai parizer, nu știu dacă, în habar n-am. Asta mi-e poftă mie acum de -aia. Da? Hai, dacă știam, îți aduceam. Există de la Casa Baciu. Există pe Calea Floreasca un magazin, Casa Baciu, care e deschis doar în weekend. Parizer de asta făcut în casa omului. De, asta... de, la foarte bun. Hipsteresc? Nu știu dacă e hipsteresc. Pune-ne Parizerul da. trebuie să fie din ăla Bă, de la magazin. Trebuie să fie rău. A, rău n-au băieți. Pare rău. Deci, înțelegi no, ce vreau să spun? Drama de... e alta. Da. Că s-a închis Rue Asta este da? marea dramă. Cum e, pentru mine nu s-a închis, s anchis, zic că zic că nu mai mergea afacerea, afacerea da? mai mergea excepțional. Dar am înțeles că există niște probleme între asociații care Aha. erau și parteneri de viață în același timp și că din diverse neînțelegeri, din cauza unor neînțelegeri s-a închis. E un semn. E un semn pentru mine, zici. Da, da, da. Nu mi îmi pare foarte rău pentru că da. aia era o mare poveste de succes pe lângă ce făceau ei acolo la nivel de top. Uh, își făceau mi făi mai bun ca la Paris. Asta ah, e știu. pentru că mie nu-mi plac dulciurile după cum le da, cu da, 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 dar ai slăbit spectaculos. Am slăbit. Nu no, larg. A, ah, ok. Da. Dar n-ai slăbit deloc? Da, da, am, poate am slăbit un kilogram. Spectaculos. Mm -hmm. Da. Ai slăbit și tu. Cum ți s-a spus și ție? Ce ai slăbit? Mie mi s-a spus că am slăbit grav. Și m-am pus pe cântar. Cântarul a fost -a, de acord că nu. că nu. <laughs> nu am slăbit grav. A, ce biletul ăla de pe masă, de acolo? Asta este o, o poveste experimentală făcută de statul german. Este să-l arăți și la cameră. Are numele meu pe el. Este biletul de 9 euro. Uh, e un experiment făcut de statul german pentru lunile de vară Iulie Așa. și august, lunile de, de câte 31 de zile Și având acest bilet pe care ți-l poți procura din orice gară din Germania De la un aparat de două butoane uh, Poți să mergi o lună întreagă cu toate mijloacele de transport din Germania În afară de Intercity Bun, Și de avion, ok uh, Dar poți să mergi cu trenul regio prin toată Germania. Dacă vrei să te plimbi într-una, te plimbi într-una. E valabil pentru toate mijloacele de transport din fiecare oraș, metrou unde este tramvai, autobuz, troleibuz, plus trenuri regia. Fără loc la tren Fără nu? loc, da. Da. da, ok. Și la, la metrou cum intri printre barele alea? Nu e nicio bară. A, nu sunt barele alea. Nu, da. nu. Nu, nu, nu. Deci am folosit, a, noi am folosit aceste bilete, da. că am avut eu unul, Irina unul, în metrou din München, în metrou din Nuremberg și în metrou din Frankfurt, căci Nuremberg oraș mic, dar cu metrou. Am mers cu tramvaiul, am mers cu tren regio de la München la Regensburg, prin urmare este teribil de avantajos. E o investiție de 2 miliarde de euro pe care a făcut-o statul german în locuitorii lui mai puțin... Înstăriți. Deci asta a fost o mână de ajutor pentru cei care deci, uh, trebuia să facă față într-un fel crizelor, de mai multe în feluri. În loc să-ți dea 50 de bani la litrul de benzină, da, mă rog. cum e aici, ți-a dat un mecanism prin care da. să ieși din mașină, să te duci la metrou exact. sau la asta. Da. Iar noi am fost beneficiari de conjunctură, fiind turiști, pentru că aparatul ăla nu te întreabă dacă ești neamț sau nu. Poți să vii din Patagonia și beneficiezi de același lucru. E valabil din întâi? Ale lunii până în 31, scrie aici uh, Noi n-am avut nevoie o lună întreagă Pentru că vacanța noastră a fost în așa fel făcută Cât am prins sfârșit de lună și început de lună în Germania Dar și dacă foloseai două zile, biletul ăsta te ajuta enorm da? Sunt aproape 45 de lei, gândește-și Poți merge de la Hamburg la Berlin și de la excelent. Köln la München Iată da. o idee bună a socialismului da, da, eu am fost, repet, de profitorul. Da, nu, nici n-am știut. Ne-a spus un prieten pe care îl avem în München, ne-a spus dacă aveți de gând să mergeți cu trenuri sau cu mijloace de transport de alt tip, luați-vă un bilet de la și nu vă doare cap. Nu mai trebuie să vă cumpărați altele, să aveți grijă. Altfel, în intercity-uri și în TGV-uri, că și-am mers cu așa ceva, băieții sunt teribil de organizați, adică pe fiecare scaun ai durata și distanța rezervării. Deci locul 58 se urcă la München și coboară la Mannheim. Scrie acolo. Da, adică sunt performanțe la care Știi noi că nu, nu visăm. sunt nemulțumiți de trenurile lor și că au o întreagă poveste da. națională? E unul dintre... Au început să întârzie, eu asta am observat. Nu întârzie mult. de mult. Există da. cântece, există da, okay. meme, există o întreagă cultură... cultură Asta folclorică legată da, de trenurile da, din da. Germania. Aia e aici. Știi cum e poșta din România? Da, da Aia, așa trenurile, e. Așa sunt trenurile în Germania. mi a explicat un prieten de-ai mei care locuiește mm. acolo și ei râd da, de zeci da, 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 da. de ani de incapacitatea trenurilor lor care este. Da. Mă aș râde și eu de trenurile noastre dacă da. arăta așa, să știi. Exact, dragă da. inimă. Ăsta uh, cu care am fost, noi, noi am fost de două ori cu trenul, odată de la München la Strasburg și a trebuit să schimbăm la Mannheim. Ăsta um, a întârziat intrarea în Mannheim cu vreo... 12 minute. Dar a stat acolo, lângă gare, nu știu. Sau au cerut scuze. Au trebuit intense, să plece orice... alte. Da, da, da. Bun. Pe de altă parte, în trenurile lor, astea ale Deutsche banului, ai anunțuri în engleză, franceză, germană inteligibil, foarte inteligibil, adică înțelegi exact ce spune omul Așa. ăla și când ajungi într-o gară, ți se spune, aveți legătură cu Dortmund de la linia, nu știu cât, pleacă peste 16 minute, aveți legătură cu Köln la linia... Adică vor adică să te ajute în locul Adică spun tot, da, ce îți spun tot. Ce și astea sunt lucruri de care, mă rog, sigur, poți să râzi, dar nu prea are rost. Clivajul e enorm, adică pot să compari. A povestit CTP ce a pățit în trenului de la Brașov la, la București, când avea a, un loc a, inexistent. A, da. Mi se pare că. El domnul a mai Popescu. fost de mult cu trenul, exact, poate. Exact, da. Mi se da. pare că domnul Popescu s-a <laughs> da, da. cu o nouă realitate. Da, 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 da. Ei. Uh, asta este. Adică am avut un uh, traseu uh, zbuciumat, agitat și uh, le povesteam și gazdelor noastre de la Mindopoli. Ce reconfortant e să mergi totuși dintr-o țară în alta, în Uniunea Europeană, să nu te întrebe nimeni nimic, să vezi Bundesrepublik Republic Deutschland, să vezi la un moment dat Österreich, să vezi la un moment dat am France. Nu că democrația e în declin. Ei, da, văd. Da, 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 da. constat că... și eu. Da. Ai vrut să ne aduci aminte de piesa asta de la Olivia Newton-John? Da. <coughs> Am vrut să aduc aminte de Olivia Newton-John, care nu mai e și care a avut o un soi de viață dublă, dar nu în sensul primar la care ne-am gândit noi, ci în sensul că a fost toată numai zâmbet pe ecran și măcinată, săpată de tot felul de crize, de tip sentimental, de tip medical mai ales, pentru că acestea și grăbit sfârșitul, este una dintre iubirile mele de tinerețe, din muzică. Deci eu eram fascinat de Olivia Newton. Bine, ea avea și o figură de asta de păpușă, bună de pus pe o cutie de bomboane fondante, ar, de frumoasă, subțirică, zveltă, era și fata bună din Grease, din film, pe când Travolta era băiatul oarecum rău, am ascultat, înainte să vin aici, am ascultat încă o dată coloana sonoră din Grease, am ascultat cântece ale ei, printre care și Water Under the Bridge. El are niște versuri foarte frumoase. Foarte frumoase și cântă, da, poate da. exact despre viața asta da, dublă. Da. și cântă despre viața asta dublă, atenție, într-o piesă compusă acum vreo 45 de ani. Cam așa ceva, deci nu e ceva nou. Uh, am văzut-o revenind cu Travolta pe scenă prin 2010-2012 și cântând din nou You're the one that I want da? uh, Și având o, o relație foarte bună, se vedea că sunt prieteni foarte buni mm, Pe urmă am văzut-o în interviuri când deja boala a început să o, să o macine, uh, Cancerul a intrat la un moment dat în remisie, a revenit și mai dur a apărut un nodul în umăr, după aia a apărut unul în zona lombară și lucrurile au luat-o luat la vale rău de tot. mi și-a păstrat o formă de seninătate, mi s-a părut întotdeauna o, o femeie stilată și, și o voce foarte bună. Deci eu aveam două slăbiciuni feminine, muzica asta, care nu era o muzică de consistență hard rock-ului, una a fost Olivia Newton Jones, cealaltă era Agneta Falstock, blonda de la ABBA. Deci eu între ele pendulam așa ca, ca plăcere și a urechii și a ochiului. Și mi-a vrut tare rău când am auzit că, că nu mai este. Rod Stewart i-a făcut uh, o evocare foarte frumoasă, uh, s-a și inspirat din, din ținutele ei, spune Rod Stewart. Am văzut-o și în uh, filme muzicale, nu doar în Grease, am văzut-o și în Xanadu, care a fost un flop la box office, ca box-office, dar am văzut -o acolo, am văzut-o în physical, cântând, e una din piesele ei foarte importante din perioada anilor, cred, 90. Dar da, este o amintire duioasă pentru mine. Este una dintre marile voci, una dintre prezențele calde și discrete și fine. Ăsta e, dacă aș căuta un cuvânt pentru ea, cuvântul ăsta este finețe. Mulțumesc pentru portretul ăsta extraordinar. Uite, chiar aveam nevoie de cineva să-mi spună lucrurile astea și eu am rămas pe gânduri atunci la, la moartea ei pentru că eu eram copil când era filmul la, în vogă. Dar mi a rămas în minte. E ceva care Grease. Da, Grease, da, da, da. Da, a fost un film celebru pe care ei noștri nu l-au dat. El a rulat cu circuit semi închis sau semi deschis în anumite cluburi de noapte prin anii 70 pe la sfârșit. Poate l-ai văzut mai încoace după 89. Nu, l-am văzut în anii 80. Știu bine că în anii 80 s-a întâmplat ceva de recunosc copil asta e amintirea mea. Că eram copil și ceva s-a întâmplat, l-am văzut undeva. În da. București nu puteai să-l vezi, după cum nu puteai să vezi Saturday Night Fever, care a fost doar cu Travolta, fără Olivia Newton-John. Era un film considerat subversiv, dar nu știu de ce. Am văzut acum, am revăzut pasaje întregi din Greece și un film candid, adică un film cu studenți, cu o întâlnire, o reîntâlnire între prieteni, nu avea absolut nimic imputabil ce ideologic, Doamne Ferește. Cine da el scutura el da. în anul 1970? Da, poate avea voie ce... să umbli cu geacă de piele și cu guleruri ridicate. Și, și, cu, și, șosete se poate. Albe. și cu șosete albe. Dacă da. te uitai la șosetele da, da. albe ale lui Travolta, da. atunci cu siguranță... Poate un mesaj acolo. Uh -huh. Dar a fost o epocă, nu uita că da, anii știu, 80 știu, au fost știu. anii șosetelor albe. Da, 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 cine da pe și Michael Jackson. Cine să fie adus aceste șosete albe? Iată, a fost o introducere, după cum... Iată, mergem mai departe. Acest podcast tocmai începe. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Stribla. Bine ați revenit la vorbitorii și salutare Radu Poraschivescu. Te salut că te distribuim. Trecem direct la invitat pentru că a venit mai devreme. Aveam câteva lucruri de nu, discutat, nu, dar a am -am venit mai devreme, am întârziat noi, ne-am lăsat el a, a fost punctual. Lumea nu trebuie să știe lucrurile astea. Deci Radu, Naum a venit mai devreme. Salutare. Salut, salut. Salut, salut. Bine, ai venit la noi. Aveam câteva lucruri de discutat. O să le discutăm și cu tine, le punem pe toate la un loc. Avem de făcut niște prezentări mai lungi. Mai am da? Da, da, păi uh, despre... Bun, eu pe radul știu de, de o vreme, da? da. Uh, ca atâta lume l-am văzut prima dată la televizor. Da? Pe urmă ne-am și prietenii spre ghinionul lui și prietenia durează. Uh, acum, uh, Radu e perceput în uh, dimensiunea lui publică, De om de televiziune. E bine de știut că el mai face și alte lucruri, în afară de televiziune, bună oară scrie, deci are, nu știu, de câți ani ai rubrica din dilemă. De niște, ani. de niște ani. De în orice ușine. caz, e o rubrică pe nume Un sport de la răsărit da? și el cotizează acolo a, răspunzând unor întrebări pe care bănuia la mea că îi le pune Andrei Manolescu da. de cele mai multe ori, că e da. genul lui. Pe lângă asta are o traducere dintr-o carte <laughs> care nu se mai găsește, știu că râzi. Catalogul <laughs> obiectelor de negăsit al lui Jacques Arelman a apărut la Humanitas pe vremea când exista colecția Râsul Lumii la Humanitas. E o carte senzațională. Uh, mai ales prin imaginația lui Karel Mann, care găsește tot felul de obiecte inexistente pe care el le face existente, și forțând conturul logicii. De, de, exemplu, ceainicul pentru mazochiști, care are toarta înăuntru. Exact. Și preferata mea, care este o preferată din zona absurdului, un leagăn fixat într-un perete. Exact. Da. Este. Plus tot felul, furculița pentru melci, toporul cu două mânere. Asta ar fi o traducere. El mai are o traducere despre care o să-l rog să spună două vorbe. Are și prezențe în două volume pe care eu le-am editat la Humanitas. Una este Răcani, Pifani și Veterani, cu amintiri din armată. Radu are, are cicatricea asta ca zonă, ca Bă, mulți cine dintre nu are noi. Nu, da, da, eu, bine, eu, bine, eu nu are. De ce? A, ai eu, driblat? Nu am prins armată, ce? Primul da. rând că sunt mai tânăr ca voi, nu te uitați sală. Asta zicem da, da. despre ce să fac e, un compliment de anumite etate. Eu am, am povestit aici în nu podcast pari. cum am okay. trecut eu pe lângă armată. M-au chemat de două, trei ori Așa. și până la urmă am ajuns la un general. Cred că urma să plec în mm -hmm. Anglia, știi? Și am zis, mamă, dacă mai ia în armată acum, aratez Anglia, e o chestie pe viață, știi? Asta. Și m-am uh, dus și m-am rugat. Deci chiar m-am rugat și a, am zis să rămân, că plec, că eu care o dat o șansă unică, hai încă un an, Hai, încă nu știu ce, era după 90 să înțeleagă lumea și eu am zis bine, În an să rămână pentru că aia pentru mine este o construcție excepțională despre România. Și omul zice bine, te ajut. Și îl cheamă, țineți minte, general, îl cheamă pe un colonel și zice el pe domnul Striblea și te rog frumos dacă mai poate să amână încă șase luni cât. Așa. Încă nu s-a votat, în alea șase luni s-a votat și noua Constituție, că nu era obligatoriu Și mă ia domnul colonel de mână și mă duce la alt colonel, la un cerc militar aici, în. București și zice, domnul Striblea, dacă se mai poate șase luni, să rămână, vă mulțumesc să strâng mâinile, să pleacă, nu știu ce, o mă duce înapoi, intru la general, zic, vă mulțumesc, s-a putut, să nu știu ce. Ies din birou, cu la revedere cu tot ce trebuie și m-a așteptat domnul colonel în fața ușii. Și se uită așa la mine și zice, păi? <laughs> da, și da. eu zic, păi ce? Da. Păi... V-am rezolvat? Așa. Zice omul. Ce să rezolvăm? cu ceva? Exact. Da. Și eu zic, Păi, m-ați rezolvat că v-a spus Domnul. V-a da. Da. rezolvat el? Și zic, e adevărat, zic, dar dacă nu primeați ordinul, încercam să mai negociez. Da. Eu am fost cu dumneavoastră, eu v-am rezolvat. Da. Și? M-am dus jos și am luat o sticlă de whisky. S-a da. da. făcut jos, era alimentară, da. S-a da. da. strâmbat și zic. Da. era să fie contrafăcut. Se a Nu, <laughs> no, era un magazin chiar și acolo în centrul Bucureștiului, deci nu. Nu era. De șansă. Da. Da. Deci așa. asta a fost cu armata, eu n-am prins Foarte aprins. bine, da. Când deci Radu, Radu a prins-o. m-am întors... Radu a prins-o. Nu, m-a prins ea pe mine. sau te prins pe tine, -a, tine -a, a făcut armata într-un loc care se cheamă Bacău și care îi se spunea Bahao, ceea ce a confirmat și Andrei Pleșu, care a făcut tot acolo da. cu niște ani înaintea lui Radu. Dar las că Andrei Pleșu n-a făcut cum am făcut eu. Nu, n-a făcut. Da. E adevărat. A făcut așa, erau... mai varianta soft. A fost rău la tine, mă sau cum? Da. da, nu vreți. Vreți să vorbim despre mă <coughs> că A fost, nu rău, a fost... Odios. Da. Imaginea este, la final, erau locotensi care se plimbau cu băte. după ei, pentru că erau unii care le promiseseră moartea de dreptul. Asta era ideea, nu era deloc vesel. N-am avut eu întreștea, ăștia, dar da, cam asta era. Erau idioți, pur și simplu. Erau idioți răi, este e varianta cea mai complicată și, în general, aveau o ură viscerală, dar nu știu de unde, pe cei din București. Ideea era așa, de unde ești din București culcat? Da. O fi că făcut asta și noi era ceva. o vină, o vină intrinsecă. Era că da, ești... da. făcut, făcut noi da, noi ceva. Da, 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 da. Păi, cum te uitai? Nu, da. nu le plăcea cum -o te o uitai. Există atitudinea ostilă la adresa capitale, există în multe țări. Este calc pe cap. Despre, Despre poate, da. ai scris în cartea A scris asta. un no, text care se cheame, te faci, un text care se cheamă Ostașul român se trage din porc, este un citat dintr-un domn De da. Crash. Da 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 da, 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 așa se cheamă. Așa. Tot aici în cartea asta Traian Ungureanu povestește cum a fost el la vizita medicală. El povestește cum n-a făcut armata. A fost la vizita medicală. El avea atunci niște ochelari de ac, ca fundul de sifon. Și a intrat într-o cameră la oftalmolog și oftalmologul i-a spus: citește primul rând de pe panou și Traian a întrebat care panou <gântuță> <gântuță> și <gântuță> <gână> și-a scăpat, <gântuță> a, așa. Da, <gână> da poanta cea mai tare, și reală, nu știu dacă am spus acolo, a fost, eu la un moment dat te puneau să rașchetezi uh, podeaua de la clasă de lemn, bineînțeles cu cioburi de sticlă, da, asta este realul. să facem, bine. Da. Uh, și la un moment dat un prieten pe care știam din, în fine, din cartier și am zis acolo erau trei și râdeau, erau pe, pe jos de râs. Râdeau, zicea, aveți mă, Râdeți, ați băut ceva, nu zice, dar a venit unul și ne-a zis așa. Voi sunteți trei împărțiți clasa în patru și fiecare să-și ia jumătatea lui. <răzări> la rachitime. No, nu, aritmetică. înseamnă că. Nu e. Că și, și eu am zis, da, da, La da, un da. examen psihologic la care am fost chemat în timpul liceului, tot la armată. Uh, un domn care s-a suit pe scenă acolo, că era mm -hmm. mulți, câteva sute, știți cum se făcea. Da. Și ne-a dat o foaie, un formular mare și a zis așa, în colțul din dreapta sus aveți un pătrățel în formă de dreptunghi. Așa. Ce pe bine. Da, da, erau, erau maestrile. Așa, și ceva mai încolo, l-am mai exploatat pe Radu odată cu într-un volum tot colectiv de la Waters la Similea, cu oameni care au povestit despre muzica lor și unde Radu Normal, a scris despre Pink Floyd, Flickering Flame" se cheamă. Despre Waters, dar da, mai fi scris acum în lumina noilor. Dar atunci a scris. Uh, și pe lângă astea, și pe lângă dilema, Radu a mai făcut un gest, de care eu am pomenit chiar aici în prezentare. La un moment dat a tradus pentru prieteni o carte. Eu așa ceva n-am văzut până acum. Deci a tradus un eseu care se cheamă Sufletul lui Hegel și vacile din Wisconsin. Al unui om la care ținem enorm da. amândoi, Alessandro Barico operat, mă rog, supus unui transplant de măduvă după leucemia care a fost depistată. El a fost operat în februarie. Sperăm să se refacă acum. Și întrebarea mea, dragă Radu, este: ce ți-a venit? De unde pune, A, unde E simplu, pune? nu e așa complicat. Eram depresat. U. Serios. Eram într-o perioadă între munci. Și într-o okay. perioadă în care nu aveam serviciu, era destul de complicată uh -huh. zona aceea din fie, existența mea. Da. Și m-am gândit să-mi să dau un soi de scop și, la uh. un moment dat, pentru prietene, pentru mine într-o primă fază, după care i-am obligat pe prieten să o ia să o citească. Dacă te duce e proastă, trebuie să spui ce poți, să nu e modestie proastă, pur și simplu. Nu, că n-ai vrea să o citești. Sigur că săracii au citit-o unii dintre ei, da, au băgat băgată pe gâtă, au citit o Doi mi s-a părut, ea despre muzica atonică. Da. E ceva îngrozitor e, dar dar o scrie atât de bine, Baico, dovadă că poți să scrii despre bine, el fiind specialist în muzică, el având studii da, de da, muzică. Deci Cultură de operă, da, de tot. Exact. Da. Și, dar să scrii despre așa ceva mi s-a părut mm -hmm. atât de frumos, netradus, Eu am perioada în care mai descoper. Cred că mai descoperă și eu, un cărți despre care spun că ar trebui traduse. Da, 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 sigur, da. pe mie mi-ai spus... Uite, The Sea of Tranquility de da, Emily da, St. John Mandel, a, ar trebui tradus. care e perioada Bun. aceea Că noi, chiar înainte de a veni tu, ne propusă să ne discutăm? Pentru că acesta da. e episodul 40, da. din Vorbitori Inci, ne propusesem să, să discutăm ce făceam la 40 de ani. Deci care e perioada aceea? Să-ți vârstei de 40? când era în ce an, era la 40 de ani, atât de mult. Uh, uh, uh. 2007, hmm. Așa. încă n-aveai, bă, aveai 40, da. da, el arată foarte tânăr, știi? da, da, de fapt e bătrân, da, exact, Așa. 2007 ce făceam, a, ah, 2007, a, ah, da, interesant, 2007, era ce pe TV începuse sau începea uh, să nu, 2007 a fost ultimul an la TVR, ultimul no. an la televiziunea română, 2008 a început tot proiectul GSB da, TV. Da, da, Și știu fost proiect... la tine la Jocurile Olimpice. Da, și Dar... proiectul Crizei Financiare, care a fost, sau, din păcate, s-au suprapus. Mm -hmm. 2007, da, cred că asta făceam, eram pe finalul TVR și cumva încercam să, să văd dacă lucrurile merg mai departe de ei sau nu, într-un fel sau altul. Acum... Era, eram și după o ceva vreme de comentatorul Franței, cu Radu Banciu, da. de, pentru care exista o anumită popularitate a genului de comentariu. Habar și nu știu cum să-i spun. Dar, în final au existat da, un da, premiu, da. O două premii, da. la TV Mania, da, da, da. pentru chestiunea asta și iarăși ne gândeam dacă să mergem să continuăm sau nu. Și, într-un fel, faptul că n-am continuat a fost bine în povestea respectivă, după atâția ani. E bine să te mai oprești din anumite lucruri. Da, a, fost îmi spun un, și asta, da. a fost spectaculos ceea da. ce făceați acolo. A fost unul din momentele de culme ale jurnalismului din România. Mm -hmm. Sportul acela a fost promovat, care nu e un sport de mare succes aici în țara asta, a fost promovat de voi și toată lumea a rămas cu acele descrieri extraordinare cu o muncă absolut fantastică. Adică e un moment de culme ala. Și multă lume să da. se întreba, de ce n-ați mai cu debat? doi francofile, atenție. Da, absolut. Da. Da, și... da. nu e, e complicat să comentezi turul Franței fără să ai da. ceva un pic, să da, fii da, 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 în cultura da, asta da. franceză. Da, pe asta spun, amândoi sunt uh, îndibați da, de așa da, ceva. Da, eu, eu, eu iubesc ciclismul, sau în fine, da. am fost aruncat în el de foarte mic și atunci era destul de simplu. Eu am visat să comentez turul Franței, să și am citit cum da. citea fiecare tot felul de literatură de care era pasionat când eram mic, am avut șansa asta, după care, sigur, Banciu s-a potrivit la Dubanciu mm. pentru că uh, era, era despre cultura franceză. Și Salut. fiind de asemenea în toată povestea asta. Da, da și ne gândeam e... ce să facem. Și am mai continuat din motive firești, pentru că ne-am ne -am apucat de alte lucruri. Dar da. nu se mai putea. Cred că era și sfârșitul unui fel de a putea comenta în genul acela. Noi eram extrem de incorrect politic. Nu se mai poate comenta da. acum cum comentam noi. Serios, nu se mai poate și într-un fel e bine, pentru că la un moment dat chiar depășeam granițele. Se putea, e o vreme de pionierat în care spuneai lucruri. De altfel, de -aia am și putut să le spunem, pentru că nu era o atenție asupra noastră. Mm -hmm. Noi mergeam pe un teren viran. Noi și și ne, nu ne distram va, pe Nu lucru. v-a impus nimic. Eurosportul, cel Sau puțin partea, partea din, din România, da. Noli Cobilanschi, ne-au ne ținut Eurosportul și noi ne-au ținut spatele, pentru că erau extrem de multe plângeri la, în Franța, la, la în Franța. Mm -hmm. Că sunt, ne batem joc de unii, de alții, că în primul că spune că l-am e dopat, ceea ce s-a că nu era. nu era bat Da. <laughs> și ei ne țineau spate într-un fel sau altul. mi-am dat seama că și ei ajunseseră la un soi... Banci, după cum știți, cine nu l-a auzit, la aude în ziua de azi, își poate imagina cam cum era și în comentarii. Și eu eram cu o bucurină asta, că nu mai, nu mai ținea cont de bariere. Mm -hmm. Și atunci... Uh, sigur că s-a într-un punct critic în care chiar ei cred că n-ar fă cuvânt la un moment dat, ar fi zis, hai că... Dar a fost, un tip, de, a fost un tip de comentariu care ieșea din tip arcă. Prin Păi asta da! A tras, adică nu era comentariul la standard, uh, cu o voce sobră și în care ți se recită tot felul de date. Nu era un comentariu nuanțat, literaturizant câteodată incorrect politic, pentru că da. asta m-a atras și pe mine, că eu mă uit la ciclist pentru peisaje, deci nu pentru, nu pentru pedale. Adică eu încerc să dau cicliștii deoparte, da. că mă uit la Turul Franței sau la Vuelta sau Când la încurcă, Giro. Nu? Mă încurcă, da, <laughs> <na>, adică eu vreau să văd castelul, să văd... Îți da, că n-ar avea da. același farmec fără ei. Îmi că e o, o umană. Sunt unii da. care merg pe două roți da. acolo propulsate și umane. au mai mulți ficați, Pot? majoritatea. Nu? Da, mai de mai multe lucruri. da, și... Da, evident că la un moment dat lucrurile trebuiau să se și e bine mm. că s-au oprit acolo fără să da. existe mari Voi v-ați mai întâlnit daune. o dată scurtă vreme la Da. Vrem, da, nu, da. Dar, cu un titlu foarte bun, Razii de noapte, nu? Că așa la a fost al meu, da. Altul a fost? Da, da, bun, bun, deși a fost, a fost foarte bun. <laughs> <Doamne> <laughs> înțeleg, că, înțeleg că e un ciclist celebru prins acum, de curând, nu? Cu... Uh, Chintana, da, acum... Întotdeauna va fi un ciclist celebru prins acum, să știi. Adică, eu țin minte paginile, coperta din pagina întâi din... Din ce? Din L'Equipe, da? Era Tour de Lens, așa e să spun. nu mai era Tour de France, Tour de după care, mă rog. Da, nu, asta a fost întrebări și mă gândeam că pe vremea în ne foarte mulți, că nu spuneam direct, că totuși nu poate să fie spus chiar direct că omul e dopat, nu se putea, Era erau și destule semne, și bineînțeles că cei care cred în idol și care își făcuse hmm. din el un, un exemplu absolut al sportivului, care a și trecut de, de cancer, a ajuns să câștige turul Franței de șapte da. ori după cancer, toți erau extrem de aspi la desea noastră. <fie> După mă, că... și El venea, după el era băiatul bun, după băiatul rău Pantanii, care sfârșise cum sfârșise. Dar asta da, era altă poveste. Da, da, da Pantanii în continuare băiatul bun, pentru foarte mulți pentru italieni. Mulți, da. da italieni. Okay. E, e aproape o religie cu Pantanii da, 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 în, da. în Italia. El murind de supradoză, mm -hmm. în continuare se spune că s-ar putea să-i fost omorât. Și mă gândeam acum, după ce l-au prins, că unul n-a zis, după aceea, bă, ați avut dreptate. Unul n-a venit să spună, unul n un mesaj oricare să spună, bă, totuși ați avut dreptate, mă. Mi, -mi s-a părut că sunteți niște idios, dar... Uh -huh. Se pare Așa că ați idios cum de... era, ți-a zis-o da. bine. Da, iar, iar Banciu a avut, într-adevăr, după ce a fost la opera la uh, uh -huh. și, în final noi n-am mai comunicat, n-am mai ținut legătura, dar la un moment mi-a dat mi -a un mesaj și mi-a spus, dacă el trebuie să dea toți banii înapoi, câștigă dăm și noi toți banii înapoi pe, pe care îi primim pe comentariile trului lui. Seren, deci 40 e, uh, e un punct de cotitură? 40? Da, a fost da. acolo, da, a fost, da. Întâmplare? La da. tine cum? La mine, uh, hă, când aveam 40 de ani, eram devenisem un traducător bun. Uh, și atât. Și știu că în 2000, chiar când am făcut 40 de ani, am debutat Anapoda. La mine multe lucruri au fost anapoda în viață. Am debutat cu două cărți, ceea ce ceea după ce făcusem anticameră 8 ani. Una care nu se mai găsește și una despre care, care spui din că ai o Am zbârcit-o, e da. proastă, dar cineva mi-a adus-o la semnat. E, și deoarece nu mai știu adărut. unde... Da, m-am adorât, <laughs> pentru că o are. uite Am vrut să o cumpăr. Uh, no, Aia se la licitație. Să să Eram convins că nu se mai găsește, pentru că editorul da. prudent a scos un tiraj mic și restul banilor... Da ea a folosit altfel. Uh, era o carte cu o sponsorizare. Uh, asta făceam. Așteptam să debutez și, în sfârșit, am debutat cu acest uh, ori deșeu, ori eșec, spune da. cum vrei. Uh, după care a venit a doua carte la timp foarte scurt, dar și ea tot cu un accident. Un accident care de data asta nu mi s-a datorat. Era o carte care a fost obiectul unui experiment tipografic. Uh, un fel de imprimantă mai deșteaptă, care era trecea drept tipografie și care scotea cărți la comandă. Deci, tu, voi ai trei exemplare pentru județul sălaj, scotea acolo, băgaia acolo și scotea trei bucăți și le trimiteai în sălaj. Um, varianta inițială a fost broșată și cartea, odată desfăcută, îi se rupea, cu îi se rupea cotorul și începeau să zboare boare pagini. Și așa testam eu dacă prietenii care îl dădeam carte o citeau sau nu. Dacă era intact, era clar că nu o deschiseseră. Deci asta făceam în 2000. Eram foarte gras, foarte frustrat, foarte obosit, pentru că traduceam mult. Din asta trăiam din traducere și din interpretariat. Încă făceam interpretarea de de conferințe, pretențios spus, și traducere simultană, adică la cască, și traducere consecutivă, ceea ce se cheamă whispering interpretation, adică îi spui la ureche invitatului străin ce se discută. Cam așa ceva. Traduceam, începusem să fiu cunoscut ca traducător și în 2099 spre 2000 a apărut o, una dintre traducerile de blazon, să zic așa, a apărut primul Salman Rushdie. Uh, despre care noi tocmai voiam să spunem. Da, 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 două da vorbe. vorbim acum, că nu uh, bine el înțelegem. Mirnais Children a apărut atunci, la, la Univers. Și a fost primul de tradus, nu cel mai uh, uh, vinovat în mintea unora și altora, dar un, o carte care n-a luat numai premiul Booker, a luat de Booker of Bookers, adică dintre cărțile laureate cu Booker a fost considerată cea mai bună. Asta făceam atunci și încă nu-mi descoperisem diabetul. Mâncam ca un bezmetic. Torturi, șar, doboșe, slabă, Vai, el e ștevie, da. Mănâncă. Și că... Mă duc, că ne ducem cu toții la o petrecere la Să Digi. Că el pedalează, Stem, da. Da. Și cu a, deci ne ducem la o petrecere la Digi Că odată, nu știu dacă se mai fac acum De când cu pandemia, dar se făcea petrecere acolo știam. Și ne așezăm la o masă Din asta în care ăștia au scos niște platouri Na. Uriașe Dar știi cum se face cu. Uh, mă rog. Nu știu că n am fost Așa e, că, o brânzică O frânzică da. O, o cărniță, o, o chestie nu de, -a de, -a de -a asta Și s-a așezat domnul N-avea ce să mănânce nu. Aia a fost situația, că s-a da. la noi Uhum. Cu domnul Niculescu, cu domnul Dănciulescu Noi am avut ce mânca, domnul Șoma s a îngrijit un domn de acolo uhum. Care a venit și a dumneavoastră, ce vă fac? Că mâncase toate <laughs> roșiile de la masa aia. Și a făcut un platou cu De astea, cu vinete da, și nu mai da, știu da, ce da, ți-a da. pus pe păi, el l-a întrebat -a. în avion un domn da. nu? Mi Ai povestit tu mie Uh, uh. Nu mâncați carne, vă facem un grătar. Nu, aia a fost la Vâlcea. Sau la Vâlcea? La Vâlcea? Da, la Vâlcea. Da. Ah, okay. la Vâlcea a fost, da. Aia uh -huh. în care am, după această poantă, fie, a trebuit pe toată, eram cu o echipă de la TVR uh -huh. și pe toți am trăit și unul, nu știu, cârnați, friptură, Ce să spune, nu știu, pui, da. Și la mine când am zis, am zis dacă aveți ceva fără carne, nu mâncați carne, vă fac un grătar. a zis, și Cosmin Bălana a căzut de râs pe jos la propriu. Adică deci atâta de tare s-a zguduit cu scaunul, a căzut pe jos de râs. Pe, dar poanta era bună, da. de fapt, și era adevărată, că nu puteau concepe, dar asta era până da. anii 90, nu mai știu, da, da, nu puteau concepe așa ceva, să, să mănânci fără carne. Era da, mai a mai ales, Domnul ales, acum. ales după, stupid. după ce fusesc, și crescut fără carne, da, niște decenii, da. acum s-o refuzi tu din propria da, da, inițiativă, da, da, părea da, eretic. Da. Domnul Daia a zis, nu mâncați făină de greier, ce să mm. caute greierii în viața voastră, mâncați sarmale, cârnați, ouă, oh, Uh -huh. A zis domnul Da, că asta trebuie, trebuie okay. să mă Și îmbogăți uh -huh. spitalele. Pare că adică am lipsit la timp din țară. Da. Da. Nu, asta e proaspătă. De ieri era da? altă. De ieri? Da. Ah. da, da, da. Eram neatent. Traduceam. Dar nu mănânci așa. făină de greier, nu? Adică ne înțelegem. Nu Chiar știu ce. Era mâncat Deci asta s-a aprobat acum așa ceva, făină, da. da. Sunt niște da. greieri săraci trecut spre da, 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 din asta. Da. special La fonten se răsucește. Da. <laughs> da. Sunt niște greieri care în loc mm -hmm. să strângă pentru toamnă, sunt strânși pentru toamnă. Da, Așa, okay, asta okay. e. Okay. Făină da, de furnici este... că nu există încă. Încă nu, dar o nu, cară de la greier. Uh, vă mai zic și eu, la 40 de ani cred că mă întorsesem deja în radio mm. și începeam să curățesc. De unde? 2017. De unde te, te De prin televiziune, prin unde televizia. mă sau. A, ah, stai. Da, 2017. Da. Ai, mai Stam, devreme, ești tânăr, da, devreme, bă... da. stai, că ai barba, Eu... bă, ești tânăr. Da. De mine barba m-am curcat, sunt eu, Problema este că m-am gândit, am contracte care nu-mi dau voie, el știe că ia sale cu păstrează să înfățișarea fizică, uh -huh. ca să le explicăm oamenilor de alta, că oamenii bagă niște bani în tot felul de fotografii și tot da, felul de lucruri vor pe care le pun. Te vor cum te știe lumea, dar mai e un motiv, dacă îmi dau barba jos, am o față de copil de numai în serios, știi? A, <laughs> și atunci, okay. aici, da. să Se bătrân, și ori prea da. tânăr, ori prea bătrân. Da, Bă, da, da, n-aș putea da. să am o vârstă de asta. Până aș okay. mai ieri m-am tuns, m-am așezat un pic și s -o uitam, ce tânăr ești în realitate? Eu, mai mai Era cu spate. Da. Era un lateral un pic așa. Da, așa. dacă te uiți la mine din da. spate, nici n-am burtă. E avantajos. Frumos, frumos. Da. 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 Eu okay. sunt Ești exact surpriza făcea, aia da. neplăcută, știi? Când, da, am făceam curat în viață. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Da. De era încă la DG, la FM. De, a bea venisem de vreun an, cred, da. sau da. doi, ceva. De, nu, hmm. un an sau doi, ceva de genul ăsta. În ianuarie 2016 pe uh -huh. venisem. Și predescoperam chestia asta pe care o uitasem, că nu mai făcusem radio mm. de mulți ani. Și cel mai fain lucru din viața mea și, mă rog, da. încercam să-l redescoper. Foarte frumos. Cam asta. Da. Bun, Radu, dar te mai întreb. Cartea aia de care Ceea de care tu nu ești mulțumit, odată prevăzută de cineva, n-ar merita o publicare? Că tu n-ai făcut niciun demers, cred. Nu, bineînțeles că Nu, nu, nu știu. Nu știu pe ce ar interesa, adică sigur ar interesa, dar nu știu dacă pe atât de mulți... Da, pe atât, poate da, numele se vândă. Dar încă o dată e o nișă, e o, e e o nișă a unei nișe aproape. Da. Și până la urmă cred că funcționează și în sistemul ăsta de, Bun, de e, economic viabil, că trebuie să vinzi un anumit număr de da, exemplare. există vandabilitatea da, de care nu poți să faci abstracție, dar până la urmă, fiind un nume, cum spuneai și tu, și fiind un autor da. foarte tradus la noi, de humanități, de polirom, da. Romane, eseuri Poate că ar merita odată, cine știe Mă gândesc, nu știu, mai vorbim e, da, da, e, mai e, e de nișă e, Trebuie uh -huh. să-ți să placă Într-adevăr toată povestea Să te prindă și să, să intri în da. in ea Altfel mai greu da. Cred Noi avem. Se potrivea uh... cu perioada mea Era tonică. Avem și uh, pasiuni comune în literatură, de pildă. Adică ne mai și recomandăm cărți unul altuia, câteodată facem... Ai, mai facem mult că... unul altuia. A, nu, 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 no, de ce? Da. Nu, nu te da, nu no, te no, da modest. No, uh, mai practicăm și diviziunea muncii, adică eu traduc cartea și el o citește. <laughs> de multe ori o citește înainte să o traduc eu, pentru că el e fluent și în engleză. Avem un prieten comun în persoana lui Jonathan Cowell, oh, da? da? Uh, Fie, Nu știe că e prieten. Poate da, știe că da. tu ești prieten, da. că, nu, nu, sigur nu știe. Noi ne-am cunoscut odată la o lansare. Da, prieten suntem prieteni, însă ținem amândoi la el, ținem amândoi la Barnes, cred. Oh, da. Da. ținem amândoi la Rujdi, <laughs> care, iată, ce pățește. Apropo, s-a făcut o zi sunt, la noi zic, uh, depinde, ea. depinde unde? Pentru că. Nu, la noi. Zic. La noi, da, se poate, dar în presa britanică am văzut Amo. că constant se vorbește, a fost și interviu cu agresorul. Mm. Eu vreau să vă spun ceva despre, poate, contracurentul despre povestea cu rușdii, care sigur că e îngrozitoare. nu mi mai veni să cred. Eram undeva, de obicei se întâmplă asta în locuri complet Aura mm. puse da. în conexiune cu evenimentul. Eram pe munții măcinului când am aflat mm. chestiunea asta niște munți, pe cei mai vechi din Europa sau din lume, de unde sunt munții Dobrogei din zona Mocinului și am aflat că asta părea SF după care stându-și mi-am spus, pentru că toată lumea era sigur cu părul ridicat în cap și a cum se poate întâmpla și am adus aminte că totuși și asta e bine într-un fel că trăim totuși o epocă destul de bună au fost epoci în care săreau în aer autostrăzi cu, cu procurori, cu magistrații au fost epo în, în Europa de vest Borsalina. au fost epoci, da au fost epoci în care erau răpiți și omorâți prin miniștri. Da. Epoci, sigur că este șocant da, cu un zi, scriitor la, 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 la ceilalți. Dar, dar aici e vorba de actul unui dement, sigur, da. uh, combustionat de tâmpenia de fatua, uh, dar este pur și simplu un act solitar. Uh, lucrurile înainte... Da, nu e consolator, Radu. Deloc, deloc. Mm. Dar mi se pare că uh, pentru el nu e consolator nimic, pentru noi... Da, Eu mă. Pentru mă, noi, zic. mă da, stau de o parte asta și mă uit, încerc să mă uit un pic din, din da. altul, de din altă perspectivă, să spun că totuși când se întâmplă așa ceva îți dai seama că lucrurile stau mai bine în ansamblu decât în alte vremuri că tot timpul când se întâmplă un eveniment, o nebunie de genul ăsta, spunem lumea s-a terminat, este ce sens mai are, ce rost mai are totul, cum se întâmplă așa ceva uităm, dar asta e bine Tu apordezi lucrurile spui, bă, pe lângă 11 septembrie e nimic Da, neapărat, eu vorbesc că și 11 septembrie, sigur că e actul unor nebuni dar eu vorbesc de lucruri care erau aproape instituționalizate, terorismul terorismul de stat, terorismul anumitor facțiuni mari din stat și alte care aproape da. luat ca de zi cu zi. Eu eram în liceu când am fost ucis al domorului, eram în clasa 12. Exact, da. Da, și țin minte, da. atâta cât s-a făcut vâlvă la noi, că s-a făcut, dar nu cine știe ce din ce cine minte, dar uh, afară s-a vorbit mult. Acum Radu te mai întreb... Secretarul să... general al ONU care a fost omorât, i-s a pus o bombă în avion, da. adică lucrurile astea totuși, nu se mai întâmplă. Dar da. e adevărat că eu am fost câteva zile și nu nu vreau să cred că se poate păi, întâmpla așa cu omul ăsta care este un univers. Eu la Cristi Giambașu, eu nu eram în țară da, și mi-a spus da, el, da. noi fiind într-un club de da, cititori da, de ruși. Bine, luști, și mi dar eu tu da. mai văzusem și real. Ok, da. e E grav, dacă tu spui, mă pun în context... Nu, în cazul ăsta, e, nu că e grav, nu, e nu. dincolo de gravitate. Eu spun da. în cazul mai tare, că luăm tot globul da. ăsta, așa, dacă putem să, să ne uităm la el... Și dacă murea. A, dacă murea, era sigur că încă și mai rău și mai Că ră, și era, da. Știți că tânărul acesta care l-a atacat pe rușii, nu i-a citit cartea. A citit, carte. păi, a, a a bine citit a două, trei, două, trei, trei pari. Uh, acum, eu o întreagă istorie, că m-am uitat un pic în, uh, în trecut... Rujdii nu a avut parte de o primire extraordinară cu această carte, nici în societatea occidentală. Deci, apare cartea, da? da. Iranul se irită. Se excită, da? Da, da, acea fatua. fatua. Dacă vă uitați în, în anul 1989, undeva pe parcursul anului 1989, fostul președinte american, Jimmy Carter, are un editorial în hmm. New York Times în care spune așa, zice, domnule, ce face Iranul este exagerat și trebuie să ne uităm la lucrul ăsta mm -hmm. și să-l respingem. Noi avem grijă de oamenii care sunt aici, dar și ce face domnul Rujdi este exagerat. Mm -hmm. Și ăsta e fostul președinte dar al Americii. Ce a Americii. făcut președintele actual, nu, fost al Iranului Ahmadinejad când a răpit... Mulți oameni din ambasada Statelor Unite din Teheran În mandatul lui Jimmy Carter Nu era exagerat? Asta da, e discuția Da, asta a fost prea da. discuție da. Dacă e bine să provoci asemenea da. demoni Asta e... era 1989 da, da acum tu spui bă, Tânărul agresor nici măcar nu l-a citit da. pe Rujdi Dar președintele Carter l-a fi citit? Întreb și eu. Nu știu dacă l-a citit. Pentru că sau nu nu da, e o carte da, ușor nu. de citit, da. atenție. Nu e o carte ușor de citit, da. eu îți spun care a fost doar da. reiau istoricul. Da, 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 deci de la înălțimea da. unui președinte american către societatea americană, mesajul da. acesta a fost. Și a, zis, și a zis, băi, da, e nasol că oamenii ăștia au zis că l -o pe rușdii. E uh -huh. foarte nasol. Zice, noi nu uh -huh. acceptăm asta. Suntem datori să-l protejăm pe rușdii. Uh -huh. Dar în același timp, suntem datori să nu uh, cum să spun... Excităm și mai tare sensibilitățile Ma, acestor oameni. cam așa ceva s-a discutat și la Charlie Hebdo, după atentatul deci, la de. Charlie Hebdo. a, da, și ei exagerează. Ăștia sunt teroriști, ok. Dar nici ea nu-ți duci la biserică și ar putea să o lase mai moale. Nu, e o modalitate de ripost fără logică după mine, adică totuși acolo ești în zona artei. Că arta este iconoclastă, că este neconvențională, că este jignitoare uh, jignitoare câteodată, da. Dar rămâne în spațiul artei. În momentul în care te duci cu bazuca, este un artist, indiferent ce o fi el, scriitor, sculptor, încalci o linie roșie, care e foarte groasă și care e atât de groasă tocmai pentru că nu trebuie încălcată. După da, e despre părere. libertate, mi se pare. Hai, și da. Despre libertate da. și despre ce mai înțelegem din ea. Și după, știi ce mă, mă frapează în povestea cu, cu Rujdi? Este că, totuși, existând, chiar și extrem de imaterial acest amenințare mm. a lui, la întrunirile astea publice nu există un bodyguard. Nu. Un om care să stea, asta mi, -mi se părea de, de... Au, existat, de au răz... existat o vreme, în primul păi nu, nu contează, au existat, nu contează da. Că, da. că ei n-au retras chestiunea asta. Da, 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 1998, da. okay. Okay. au atenuat-o. Au atenuat-o, atenuat da. nu în sensul să spună, băi, gata, ne-am ne revenit, lucrurile astea... Și, adică Oficial, fatua a fost retrasă, 9 ani mai târziu. De către da, dar au spus, a fost un mesaj clar Să nu-l mai atacați pe ăsta Că așa s-o retragi undeva Să dea o erată, să da, spui stai da, că da, am da, greșit da. un pic Că uh -huh. minția lor nu cred că ajunge Ori pe omul ăsta trebuia protejat În continuare mi se pare Minim Adică nu tot timpul, cum a fost în prima ani. El a și vrut să scape de garda de corp, pe care a avut-o mulți ani în America. Dar nu garda de corp, la evenimente sau la evenimente, evenimente. nu dau seama, uite, nu mai țin dacă la evenimentul de la Teatrul Odeon a avut sau nu așa ceva pierdut pe acolo prin public. Parcă mi spus că a venit însoțit de... A venit cu Monica Bârlădeanu la invitație ei la redacția Ziarului Adevărului, Acolo în pipera, eu scriam pe atunci la adevărul. Mm. Eram colaborator extern și am fost chemați cu Cezar Paul Bădescu, care se ocupa de pagina de cultură, cu mai mulți oameni cartiani, erau mulți acolo, și am fost chemați la o șuetă, ca asta a fost, o șuetă cu rușii. S-au făcut și poze, s-au dat da. autografe, mă rog, eu m-am -am bucurat că îl văd pentru că era un om la care eu un om la care țin, ei tradusesem în Children. Și abia așteptam să-l aud. El vorbește foarte frumos, este de un haz nebun, deci are, are un umor care te, te rupe în două. Uh, asta nu înseamnă că e grosier, nu, pur și simplu este umorul ăla englezesc, bine mm. distilat, uh, prin care el și-a povestit și pățanile din, uh, din școala publică din, uh, din Anglia, unde dacă erai deștept, spunea el, dacă ești deștept, ești străin și ești slab la sport, ești terminat, ce eu eram străin, eram inteligent și eram foarte slab la sport, da. deci am fost bajocura tuturor e, uh, și atunci a venit cu mâinile în buzunar a venit cu Monica Bârlădeanu alături și a spus discutăm despre orice, dar vă rog să nu mă întrebați de faptul, da. că m-am săturat și de bodyguards, vă rog despre asta în rest, ce vreți voi? Ideea este că niciodată societatea occidentală nu și-a trasat liniile clare în jurul acestui tip de operă sau de atitudine dacă pentru că până la urmă despre asta e vorba și la fel despre Charlie Hebdo și știți că Rujdi a susținut un astfel de demers public în care s-a vorbit despre Charlie Hebdo și au fost oameni Intelectuale. A fost o petiție la un moment dat în sprijinul Charlie Hebdo, cred că înainte de a se întâmpla nenorocirea de acolo și au existat oameni care s-au retras din petiția respectivă, intelectuali occidentali de marcă, unii care inițial susținuseră chiar și cum să zic, apărarea lui Salman Rushdie. Și Rushdie le-a reproșat foarte tare acest lucru, că nu aveți voie să vă retrageți din această zonă care garantează dreptul da. la liberă exprimare Rezon. și să-i lăsați pe oamenii ăștia fără un tip de protecție, o să-i zic, spirituală, poate, da. nu C era vorba de protecție, simbolică, zic, mai de protecție simbolică da. a intelectualității, să-i lăsați singuri, știi? Pentru că el trecuse prin da. fenomenul ăsta, i-a făcut pe oamenii aceia lași, dar în general povestea este că societățile occidentale nu... Trag liniile. Uite, e foarte clar. Așteaptă, scontă aici cu cea franceză. Da, s-au și întâmplat niște lucruri la ei. În momentul de față, în Franța, e o linie foarte clară. Dar în după povestea... nenorocire? Da. Din cauză. Da, de fapt. Sigur. Da. Dar unii nici după nenorocire nu fac chestiunea asta. Nu, nu există așa ceva. Și, și ceea ce este îngrozitor în povestea cu Curujdi este că... Semnalul pentru toată lumea care creează și creează curent sau creează un sistem de libertate este că, până la urmă, brațul lung al religiei te va ajunge. Ori asta mi se pare înfiorător, să după ani și zeci de ani mm -hmm. să se întâmple chestiunea asta și să îți dai seama cu retroactiv că, de fapt, el a stat în permanență și că, de fapt, sau și alții în permanență cu acest cuțit deasupra capului, ăsta este un mesaj îngrozitor pe care, cumva, într-adevăr, societatea astăzi pe care vorbim ar trebui să-l să să înfrunte și cumva să, să, să spună ceva împotriva lui. Să spună foarte clar. În Franța sunt procesele unor atentate și a celor care au rămas dintre atentatori sau cei care au ajutat. Și sunt niște mărturii, l-am tot urmărit în Lămont, sunt niște mă, mărturii. Adevărul că în ultima vreme se întâmplă niște acte de uh, literatură adevărată, în, în scris, jurnalistică adevărată, mm. pentru că ei transcriu ceea ce se spune acolo, sigur cu citatele lor, adevărat cu tremurătoare și dacă aș putea să spun un cuvânt despre ceva ce am citit, care mi se pare de, 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 de un nivel stelar, chiar dacă este de fapt despre adâncul pământului, este un reportaj în Nepropetrovsk la cimitirul militar mm. de acolo. Este, l-am scos, pe ala vreau să-l traduc la un moment dat okay. Pentru că e un francez care se duce acolo, un reporter Acolo sunt înmormântați, vin și sunt înmormântați Toți cei care mor în zona de conflict La Harkov până în Donbass, până jos către în zona aceea Și s-a dus și s-a întâlnit cu cei care veneau și aduceau flori mm? Și care le povesteau Este ceva, nu, nu vă puteți imagina este, este la un nivel care ar trebui să ne spună despre Oroarea momentului ăsta, sigur, în, în partea asta de lume, și ar trebui să spun ce aș despre jurnalist, care mi se pare excepțional. în Momentul de față, sigur, în, în da. situația în care. Dar Păcat de prilej, da. Ai... Dar mame care, care vin cu cu la momentul copiilor, tați, soldați care vin, oameni care spun cum, cum au plecat și cum. Ai senzația că citești despre alte epoci, alte vremuri. Cum au zis, vreau, dacă nu mă duc eu, cine se duce? Voi vă imaginați așa ceva în lumea în care trăim. Plecăm din studiu ăsta, mergem ne deranjează unul că ne împinge în metrou sau că nu, ne, că nu stă la roșu la stop și așa. Și a spus, mă duc pentru că dacă nu mă duc eu, cine se duce? Cine te va apăra pe tine? Mi-a spus mama înainte să plece. I-a luat, luat. Asta mi s-a părut. I-a luat un de cadou de ziua ei, unul dintre cei care aveau să, să moară, un biet la o saună, un spa de asta. A spus și ea, având 40 de ani sau 50 de ani, ce mă, la vârsta mea să mă mai duc acolo. Era ceva așa, vag, erotic, sau un spa. Da, 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 și, și zice, da, zice, du-te, că asta este, a, asta vreau pentru tine, să te simți bine, mm -hmm. să te simți tânără. Mm -hmm. Și povestește asta și râde când își aduce aminte și plânge în secunda următoare, mm -hmm. începe să plângă da. în povestea asta. Sunt niște chestiuni înfiorătoare și, încă Spun ceva despre vremea asta în ambele sensuri, și despre ei da. și despre uh, nivelul și de. Și despre. De, de, de scriere și despre cultură. și despre arie. natura umană. Mai și despre. mai confirmă umană. niște lucruri, da? da? Pentru că suntem toată foarte da. entuziasmați da. de. Puterile noastre și de ce facem cu ele. Da, pe de-o parte da, facem că, lucruri da, da, formidabile. Unde ai citit asta? În Le Publicul nostru e foarte atent la... În Le Monde un... Le Le mond. mond am citit. Să, da, da, da. da, da, da. să plătește, vedeți că Le Monde are zilele astea o ofertă la un euro pe lună, puteți să da. o agățați pe repejor. <laughs> <laughs> este, este pentru mine... Da. Problema, nu uh, pot trăi, că ai Fac o paranteză aici. Problema este că în lumea actuală foarte mult jurnalist de calitate este sub plată deci trebuie tu să povestești, da, plătind da, chestiunile exact, astea, da? da mm. Și foarte multă mizerie jurnalistică este fără plată și foarte ușor distribuită, ceea ce are o cădere foarte mare asupra lumii astea. Judecățile de valoare, noi considerăm în lumea asta capitalistă, zice, noi poate ar fi bine să plătiți pentru ele, ca să na, să vă deșteptați bine, ar fi să plătiți, ori s-ar putea ca lucrurile să nu meargă întru totul așa. Vă aduc. Un pic înapoi la roșnic, că de fapt asta e uh -huh. esența acestei discuții. Mă uitam și la Ricky Gervez în weekendul în ăsta, mm. care zice, păi da, până unde să, unde să trage linia? Că de fapt asta e. Până unde ai voie să fii critic, pas jocuritor, dacă vrei, sau să încalci, drepturile și credințele Întreabă cineva alt... care a trecut peste toate liniile. Ricky Gervais da, a trecut cu deșteptăciune, a, Nu pot să să nu spui că nu-l plași pe Ricky, Deci, Este absolut formidabil e. ce a putut e. să facă e. și în acest nou număr și cred că cine este super, super nature, super nature da, Nature. că l-ați văzut, da? Sunt acolo câteva discuții dacă ești creștin practicant. Vă recomand doar atât episodul cu Dumnezeu stând de vorbă cu virusul, da, virusul da, HIV. Da, 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 dacă mergi cam des da, la biserică, da, da. s-ar putea ca în momentul ăla să te sufoci, să ți se pună ceva pe piept, să nu mai poți da. să trăiești și să zici, bă, da, stai puțin, Stai puțin da. că nu se poate. de-aia vă întreb, unde să trage linia? Că, de fapt, despre asta e vorba și în cazul lui Asta e că fiecare e trage linia lui. Asta e reproșat și Jimmy Carter. Păi, Jimmy Carter, stați puțin că nu e oricine președintele Statelor Unite și a venit și a zis publicului lui, a zis, bă, bine mă, lăsați-l în viață, la apărăm, facem tot ce e posibil, Dar, uh -huh. Bă, nu să facem asta. Nu cred că există o linie, serios. Da, sau mă. o trage fiecare pe lui nu, da, și dar nu, nu se întâlnesc. În momentul în care ai tras o linie, e definitiv, pentru că linia asta se poate mișca după aia. Da. Încep să o miști, să o tot miști, să o tot duci și să -o -o se o da, da. -o, -o strângă mai degrabă da. într-o parte da. decât da. în alta ca să fim. Și se strânge spațiu, zici, da, asta n-ai, dar hai că poate nici asta n-ai voie, hai că și asta parcă nu se cade. Da. Lezăm așa. niște sensibilități. Exact. Și așa mai departe. Da. Și când, când te trezești că, de fapt, nu mai ai voie să spui mai nimic. Da. Da. Și că, de fapt, o discuție, un dialog cu, fanatic, cu un fanatic, pe, în, 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 în termeni democratici, nu poate să existe. De pentru că el sunt întotdeauna sarad. va profita de democrație și nu va lăsa nimic nu de la el, sunt Pentru în... că el este în, în zona absolutului. Nu sunt doar fanatici, adică. Da, sunt nu, te... oameni care au credințe opuse celor pale, da, tu ești un liberal, da, sunt, Și cu toții bănesc că suntem de orientare mai liberală aici, în zona asta, și avem niște credințe puternice, dar sunt niște oameni cu credințe puternice. Într-o altă da. zonă, și aici nu vorbesc neapărat de conservatorii da. musulmani, ca da. să nu ne ducem foarte da. departe, ci în societatea noastră democratică, da. unii oameni care cred altfel decât noi. Și sunt lezați și... Da, eu, eu pot să înțeleg că unde... ești lezat. Da, dar dacă, dar dacă uh, ridici toporul, ești un fanatic. În momentul în care ai ridicat că poți să fii și poți să intri în dialog, să spui no. și să explici cu, cu un om care poate să da, raționeze. Folosind, da. folosind da. argumente. da. Folosind argumente, da. Dar cu unul care intră, pentru că despre ei vorbea Jimmy Carter, despre cei care ridică toporul. Hai mă totu să nu-i mai gâdilăm la sub braț, că poate le da. cadă toporul la dimână fix da. în capul nostru. Uh, e cu ea, nu poți să discuți, după părerea mea. Pentru că n-au ce discuta ei cu tine, de Există, fapt. Există, crezi, un, con, un continent sau un teritoriu mai ușor fanatizabil decât altul? Adică, ți se pare să zicem că Asia e mai ușor de fanatizat prin diversii băieți de 24 de ani decât Europa sau decât Australia? Păi așa. nu, cred, cred că există diferite forme de cultură, nu cred că geografie, sigur, geografia e importantă, E diferite forme, cum s-au dezvoltat, care au fost uh, mm. uh, religiile care da. și cum care este tinerețea sau bătrânețea lor, că și despre asta este vorba. Cred, așa mi se pare. Sigur că acolo unde operez cu populații mari, în zone vitrege, în zone întinse sau zone întinse și populații mici, lucruri de astea care sunt complet disproporționate, lucrurile se, se declină cât că altfel da. decât la noi, în zona asta, continentul ăsta mic și, prin extindere, ceea ce cultura care s-a dus către, către partea de vest. Acolo e altceva, devine lucrurile stau cumva, controlul populației este altul. Da sunt tot felul mm -hmm. de conflicte, mai mult, știți că există în continuare conflictul de China și India, în, zona, da, în zona Ladacului. Mor oameni zilnic, nu avem de chestiunile astea. Acolo e așa trebuie că ăsta e felul lor, da. într-un fel fanatic de a-și trăi istoria. ne, ne până la lacrimi Ucraina, pentru că e lângă noi. No, Ceva asemănător da. Da. se întâmplă în Siria, atenție, și nu prea ne pe, mișca, pentru că era... Foarte pe mine m-am mișcat, eu am citit da. masiv da, despre, okay. despre povești de acolo, da, despre da, da, ce da, se întâmplă. Am citit acum despre tot în Le Monde, o să spun. Și mai multe surse. De aici sunt, adevăr reportaje bune cu unte excavatoriștii care nivela peste vormintele mm. comune, peste da. gropile, gropile comune da. gropile comune ale celor de acolo și care a emigrat și care vorbește despre ceea ce îi se întâmplă lui. Da. Deci, sigur că dacă nu te interesează că e lângă tine, da, numai cei lângă tine, da, evident că e mai simplu. Ai scris da. recent în Dilema Veche despre sportivii ucraineni, nu mă înșel, nu? Oh, El, ce a scris. A scris. Da. El a scris da. în gazetă Marele necunoscut da. Cel mai nou articol al lui Despre David Popovici Care nu e numai E mai mult despre noi citim, decât da. despre David da. Popovici Foarte bun da. Dacă okay. tot am mm. deschis discuția Uite că merită explicate Am mai zic un lucru am despre Rujdi da. Înainte da, să deschizi da. uh, Culmea este Din ce am citit eu Că eu am citit și versetele Și celelalte cărți ale mm. lui Rujdi Shame Rușinea pe care a tradus-o Cornelia Bucur E mult mai aspră la adresa Islamului. E, e răspicată. În versetele satanice impresionează și titlul Ai acolo versete da. și satanice, mai ales. E un titlu care lovește. Dar rușinea este o carte acută împotriva Islamului. Da, și explicită. n am mai citit o, o Islam. Și mă rog, mai. Înțelegeți exprimarea și facem diferența zahară, dintre da. prigoana politică de tip cum s-au purtat sovieticii cu Mandelstam. Da? Cu Anahmatova, cu atâția și, atâții, și atâția și și prigoana de tip religios, în care uh, nu prea poți să spui nimic pentru că orice scrii sau spui poate fi considerat fluierat în biserică și atunci represaliile sunt imediat. Bun. Aici am ajuns. Da. Mă uitam pe articolul tău cu sportivii ucraineni și spunea așa, stai în dilema veche, îl găsiți ușor. Spui tu că, cum sună, cât de prost sună exprimarea acum și-a dat viața pe teren. A, Pentru da, că e. ai sportivi ucraineni Care la propriu mor pe Da, sunt unii au murit pur și simplu da, 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 Mor pe, da, da. Mor pe da, nu este un clișeu vechi da. De la înființarea clișeului Noi presc. Treim în clișe, A, treim A, ritmul da, da, în ritmul clișeelor În Câte, câte vai, cuvinte vai. poți să folosești Într-un comentariu de Uite, faturi, bo, mix, eu, da? eu știu oameni da. care comentează Și care scriu fără niciun fel de clișeu Clișeu este o formă de minimă rezistență Auzim ceva la unul hai că merge, hai să folosim și noi. Da? Și expresia se bagatelizează și se golește de conținut, că asta este clișeu. Eu am zis, eu un trandafir de plastic în glastra limbii păi române. Și ce, cine a fi zis prima dată și a dat viața pe teren? e, prima a metaforă a fost a fost o metaforă. metaforă. Da, a doua oră, oră, da, merge, da. Într -un prima, oară merge. Prima A zece oară e o platitudine... Da, o oară, da, 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 ce da, mai da, e? Da. <laughs> nu mai este nimic. Da. Da, acolo, sigur, un pic forță, poți să spui până la urmă orice, că fiecare înțelege nota în care o spui, dar anumite lucruri capăt altă. Da. Altă și la un da. nu de ce aduceam vorba. Cum, cum vezi pe, povestea asta cu, cu sportivii Ucraineni și cu sportivii ruși? Ucrainenii, mă rog, își văd viața lor într-un moment destul de dificil. Probabil că nu e greu. La un moment dat, nu e ușor, la un moment dat Capitanul naționalei Rusiei le-a spus lui Zinchenko și cine mai erau. Iar Molenko, nu? Yarmolenko. Uh -huh. Cred că era un premier uh -huh. bă, Mai ușor cu uh, chestia cu războiul, că voi criticați războiul de undeva din conacele voastre din Anglia. Și, uh, asta scuze, război într-un fel. Da, 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 asta a, fost, lui. asta a fost asta a fost pare rog. vorbim din din Rusia. <laughs> da. Da, da, da. Am uitat. E un fotbalist celebr. Am uitat acum acum, îl cheamă pe da, un, nu mai știu. cred că undeva la, la Moscova, la Moscova joacă. Dar e îndrituită chestiunea asta, adică vederea Care? asta, adică, bă, ești, oamenii ăștia sunt își duc viața mai departe de sportiv, adică, nu-s pe front, nu sunt. Păi, da, dar da. cine a văzut interviul lui Zinchenko hmm. pe, pe BBC? Da, cu, cu cine era, cu fostul fotbalist. Da, în fine, imediat după ce a izbucnit războiul, totuși poate să schimbe părerea, poate să, să înțeleagă de ce oameni de genul acesta continuă să joace fotbal și și spun de ce o fac, pot să vorbească despre război. Păi omul ăla, tot, cam da. toți au rude pe acolo, da? ai părinții, ai frații, ai, nu, nu stau toți în Conace da? sau stau când poate vin în vizită la tine, dar în rest stau, stau și ei pe unde stau. Cu toții din, din toate zonele acestea au, au știu pe cineva care este afectat într-un fel sau alt. plus că trăiești, nu, nu, e, nu, e, greu că toate aud și în prajma mea și în preajma noastră oameni care zic, da, ce tot vreau, dar văd ucraini, ce tot vin ăștia pe mine? Tu e pune-te o secundă în pielea lor. Că a zis un coleg, cred că da. Dan le-a spus le spus unora care ziceau, da, da, vin în mașini de -astea, de lux. Voi, păi, ce mașini de lucru și în căruță tot refugiați sunt. Sunt refugiați cu toții. Vin și da. trăiesc în altă țară, în alte locuri, în alte condiții. Eu văd în mall unde mă duc, în afara Bucureștiului, în, fine, în zona aceea, din Corbeanca, este plin de mame ucrainence cu copii mici. Și întotdeauna îmi imaginez unde este tatăl din spatele acestei familii. Da. Unde da. este el? Da. Pentru că e simplu să priești așa, au venit peste noi. Pune-te în locul lor. Pune-te în locul lor o fracțiune de secundă. Chiar atât de greu este să, să da, înțelegi. la asta cu mașinile e mai simplu. Gândește-te, Doamne, ferește, dacă s-ar întâmpla da. ceva asemănător în București, cu ce mașini am fugit noi exact. în uh, eu Budapesta voi, sau la voi, Voi ca voi, dar eu ce fac? Și eu ce tu fac? Cu, cu ce eu plec cu metrou. noastre. Asta eu plec cu metrou. Avem da. noi mașini din astea cu care da. să... Da. mai e că cel da. care spunea așa, că răspuns la da. s-ar refugia, să spunem că n-ar avea nevoie niciodată, tot într-o mașină da, de bin. genul ăsta. Da, da, da. Poate te unul dintre fotbalist. Am ai avut tu cu cineva discuția asta că ai un... Ce mașină ai zis tu că ai? Un 335. Un 335. Da da da, <laughs> da, da, da. da, da, Am, de am, mult. Am produs un moment de stupoare da, da, da. în uh, sufletul fostului fotbalist, fostului, tot fotbalist a rămas, care s-a uitat așa cu, un început de admirație și zice, ce e trei și m-am lămurit că e autobuz, da. am căzut da. brusc și Profesor și definitiv. Da, 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 n-am mai făcut da. două parale. Da, Radu, cum e că eu te țin minte plângând la microfon după cursul olimpic, olimpică? Cum da, e? Da. Cum e, nu-i jenant nu deloc. Nu, bă, și eu n-am comentat și am plâns la România, URSS, la Jocurile Olimpice, dar moscova eu am plâns. Da, dar <laughs> să plângi și un comentariu. Mă un vede comentezi. nimeni, da, da. E cursa camelii Ipotec. Camelii Ipotec. a camelii pote. Camelii Dar să că am plâns mai mult la semifinala România-Ungaria. serios? Da, la Campionatul da. Mondial de handbal Fete. Când uh -huh. am avut Ungaria, am calificat în finală cea mai mare performanță unui sport de echipă în ultimii. Da. 2005, nu? 2005. În ultimii stai să o socotesc. A, ah, da. să fac anul ăsta... Uh, 60 de ani de da. La titlul mondial de de fete '62. Uh, da, e Este că am... ah, tu de fete vorbești. De fete, Numai da. Dacă nu, de la, la sporturi de echipă, la sporturi nu de, de la, la, la jocuri sportive mai avut și în '74 am la titlul mondial la handbal. Da, la fete, mă, mă refer ah, la, la fete, fete da. Deci atunci ai plâns mai tare în, la semifinală. Da, a fost și o derulare dramatică. Da, da, da. Dar la, tu, și la potec a fost dramatic. mi a, mi -a da. spus acum că am, că s-au mm -hmm. făcut, tocmai, au făcut 18 ani. Ah. De la, de la, chiar zilele trecute, de la acel, acel moment și a fost surprinzător pentru că toată povestea e interesantă. Fiind de acolo la Atena, i-a amizat foarte mult pe 400, pe probabil de 400. Mă. Și tot timpul avea ideea că ea la 400 trebuie să ia. Și s-a caificat cu al doilea timp, țininte în finală, și ești pe 4. A și spus mă. acum într-o convorbire la Digi, într-un dialog, a spus, eu am ieșit de multe ori pe locul 4. Fix Aveam în afară timp. și este cel mai amar loc cu da. putință. Noi de multe ori am ieșit în sport. Primul de, de lângă podium. Exact. Da. Și în, în, pe aia s-a închis în cameră, n-a mai vrut să vorbească cu nimeni. Deci i-a luat mâncarea la, la ușă Eu i-am zis, hai să vorbim mai, cu Doi Sava, cu Antunelea. ce deci, nici cu mine nu vrea să vorbească. S-a închis în cameră, s-a dus a doua zi la calificări la 200, a făcut ce a făcut, a intrat în semifinale cu, Q, cu Vai, din semifinale a intrat în finală cu Chiucuvai, pe ultima sau penultima, mm. și a câștigat. Ceea ce este da. foarte rar de pe fluorul un unul celuar prost. Să are. să să câștigi <gri> foarte, foarte rar și foarte <gri> complicat. Dar a, a câștigat și asta este un mare exemplu de cum poți la un moment dat să transformi o înfrângere într un succes și de aceea mi s-a părut și mie incredibil că era, bine, am spus și o prostie atunci. Poți să o repet, nu? Da, am am nu spus, nu. spus că lacrimile ei se amestecă cu cele ale apei. Apa <gri> da, da, plângând. Da. de bună seamă ce putea să facă. De fericire plângea și apa. Apa și norii, da. mulțumit, n-a fost clișeu. A fost doar o nu, metaforă. Nu, o prostie de asta, absolut da, autentică. E, fi, e, cumin, e, da? e, frumoasă. Da, de un Dar, ți-e dor de comentariu? Ai mai face? Te mai trage? Te mai împinge? Da, aș mai face. Mai Pentru anumite lucruri, da. Ciclist, no, n ce? Da, nu, da, dar n-ar mai fi într-o notă așa de... Bun, sigur. Bine, depinde ce comentezi. Ai avea un corset. Nu, dar mă gândesc, ce ți-ar plăcea? Ciclist? Da. Natație, atletist? Ciclist, da. Natație, natație da. Natație Acum... frumoasă. Ciclist, da, oricând. Uh, handball, da. da. Cum s-a venit cu ciclismul? De la tatăl tău? Da, da, da. Aveam vrafuri de mirori de ciclism mm? Acasă mm? pe care tata, tata avea timp să le citească sau un fini de și și le aveam acolo și, până că tocmai începusem să în învățasem limba franceză, am început să. Le... Mm -hmm. și am intrat în ele așa cum intram în poveștile cu poveștile nemuritoare, cu legendele Olimpului și așa mai departe, la vremea respectivă, până în erau. Da, Erau niște da. uh -huh. legende, spre, sau povești despre zei, tot felul de zeități, tot felul de oameni, da. care treceau prin tot felul de încercări umane. Copii. Copii, Copii. Da. Copii. Eu, eu, eu am prins vremea cu sfârșitul vremii vremi lui Merx, da, da. și Eddie Merckx, începutul Bernard Dino care a fost, da. aveam afice până da, pe tavan. Da. Da. Ce și e pe Ce interesant e că, de fapt, povestea asta, sau poveștile astea, emoțiile astea pe care, mm. cu care cresc copiii și cu care cresc mari sportivi și publicul, tot de jurnaliști sunt puse în da. viață, știi? Adică, ce ți-a creat în mintea ta acolo a fost rodul unor jurnaliști, apropo, îi mai ții minte, cine semna acolo, cine erau oamenii. Cu greu, ții minte pe Abel Mișa. Abel Mișa, care a scris uh, rolul de istorie du Tour de, de France, mm? care, care, da, sunt, sunt niște <laughs> da. povești absolut demente, nebune și frumoase în același timp. Uh, nu, mai, nu mai țin minte, deși parcă văd paginile, dar trebuie să spun ceva. Eu am avut noroc, pentru că ciclismul este sportul cel mai bine povestit. De ce? Pentru că el, a, înainte de epoca televiziunii și a radioului el a trebuit povestit o cursă întreagă pe care o vedeau doar ei, doar jurnaliștii. Și nici ei nu o vedeau în mm -hmm. integralitatea ei. Nu vedea practic nimeni. Nu există spectator în sportul da. ăsta să o vadă. Fiecare vedea o bucățică de Exact. Așa. Dar ei vedeau ce și ei după aceea trebuiau să povestească. Și având această libertate care nu era verificată, evident, nu avea mm -hmm. contraponderea imaginii și adevărului și probe absolute, ei aveau această... Mm -hmm libertate de a bate câmpii, cu grație da, 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 sau da, da, fără, da, da. dar nu puteau fi verificați. Cu da. nu puteau fi verificați da. Dar și făcuseră, adică deja începeau să poetizeze, să lucrurile treceau mm. de, de zona reportajului sau, pur și da, simplu, da, da. cronicii sportive. Intrau într-un soi de mistică. Da, era o nebunie. Era o nebunie. Da. De exemplu, erau atât de dedicați, încât în, în cartea său a mișă. Eu o poveste, era un timpul turului Franței și era atât de cald, încât ei ca să, trebuiau să developeze pozele. Și pozele se vor developează la anumită temperatură. Nu poți să fie apa la hmm. 40 de grade sau nu știu cât era. Nu mai era apă rece, nu mai era nimic. Și s-au dus și au zis, cum facem noi să răcim apa unde developăm pozele? S-au dus în fiecare bar și cerau cu un pastis. <gătări> nu, au, 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 cerut gheață și au zis, nu mai avem gheață decât dacă da. pentru pastis. S-au da dus da în fiecare da și, Dau, puneau, la au o puneau într-un secureț, dau evident, s-au dus așa și povestea că la sfârșit când am developat poza, n-am mai știut pe cine suntem, pe cine dezvoltăm, de aici ne-am sacrificat pentru binele ziarului și pentru asta. Deci asta povestea de care... Ai vă explicație pentru... Nu isteria, că e un cuvânt urât. Pentru toată vâlva pe care o face turul Franței. Pentru că eu am fost în Franța odată și am intrat în catedrala din Narbon, foarte frumoasă, și am vrut să întreb ceva un călugăr de acolo. N-am găsit pe nimeni și la un moment dat, tot explorând, am intrat undeva într-o încăpere mică în care toți erau grupați în fața televizorului și discutau despre contador. Hmm. Dacă e sau nu e. Hmm. Na. Și de fiecare dată când intram pe acolo prin comunele, orășele de aici, de acolo, mă duceam, găseam magazinul închis și mi se spunea Selutuh. <laughs> sigur că salutur, adică s-a suspendat tot, mm. pentru că oamenii stau și cască-gura. Există o explicație pentru Ceea, amprenta că, staturului? Că, cred că da. În primul rând poveștile astea pe care le citea mm. toată lumea și care, ca și cum ai vedea Ulise pe ei pe, vedeau pe șosea, Deci mm. ce ai, sigur, te duci să-i vezi. După care e Cred că aventura asta umană fabuloasă, să, să bați atât, e un fel de forest Gump, dacă vezi. Da, da, da. După care, să da. știți, că la un moment dat încep să se adună toți, să alege toți când da, se apucă să, să alerge. Deci, Turul Franței a devenit Turul Europei acum, de niște ediții în coace. Da, totul. a de Danemarca. devenit, așa. așa. Dar, văzut, dar, da. dar, e un microb care e interesant, e mușcă. Copiii cresc cu poveștile astea mm. în, 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 spatele părinții. Părinții iau un cârcă și duc pe, pe șosele Turului Franței sau îi duc la ciclocros, de ziunul, că nu da. e mai Turul Franței. Dar da, îi, duc, da, da. îi duc, de exemplu, care Franței uh, și, și, și înaintea lui uh, Contador și înaintea lui alții erau duși de, de părinți pe șosea. Induraine a fost dus <gântu -i> și povestește <gântu> -i> cum i a văzut trecând într-o fracțiune de secundă prin fața lui, pe nu știu ce. Da. Și Vingegor, când treceau așa, nu mai știu cine <gântu -i> apă vremea despre Contador sau Banam, cine treceau sau uh, uh, Frum sau tre trecea prin, prin fața lui. Și oamenii stau acolo și când văd se, se umplu de toată povestea asta, <gântu -i> cei, e, e pe. pe poți să dau un un post poți, de, poți să dai orice, orice, cred că pe Netflix, dacă nu mă înșel, sau pe HBO GO, da. nu știu. Sunt cuvinte folosite. Da, exact. Este un, un reportaj despre cei care stau pe lângă a, Turul Franței, pe e, caravană. E, acolo e povestea. Este fabulos. E o sunt, familie da, sau două da, familii. Așa. E, e, uluitor. Uluitor uh -huh. ca să vezi, pentru că este viața lor atât de împletită cu cea cu da, evenimentul ăsta, da, 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 da. încât nu mai știi care da. e partea ta de viață, care e partea sunt de turul niște sunt, rulotă, de da, sunt niște grupii, sunt rulote. Da, sunt niște grupii de o anumită vârstă, după mm -hmm. care se împrietenesc pe acolo, își fac în comun nu de mâncare, vorbesc mm -hmm. despre asta, da, mai deschid un, la... un o sticlă, mai deschid altul. Ei stau doar într-un loc sau migrează odată cu turul? Depinde, depinde cum își fac mm -hmm. vacanțele. Unii Aha. migrează, e destul de complicat. După da. care mai e o chestie pe care o face turul Franței. Înainte da. să trec, să închide și o să vine. și de dimineață încep să urce cu bicicletele, unii și alții. Și se întreb, acum, există aplicația asta, Strava, și ce înregistrezi și ei chiar fac, se pot compara cu cei profesioniști. Ai, și atunci un, se perpetuează. Există și un tur de amator, nu? Știți, colegul Mândruță, care mm -hmm. s-a da, 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 da. dus să, să dea cu bicicleta mm -hmm. pe acolo. am mai cunoscut pe cineva acum care să pregătea, chiar sunt curios, un domn doctor, așa, cam mm -hmm. de vârsta noastră, a chiar spre 50 care tot se pregătea pentru treaba asta 50 numai de vârsta mea <laughs> Și uh, spunea omul că Asta este absolut magic Că trebuie să faci niște Un barem mm -hmm. Trebuie să faci un barem Ca să, să nu întârzi de fapt Asta e tot, să se dă la cursă Nu știu cât, să ai la dispoziție două ore șumate da. Trei o chestie de genul ăsta Și a calculat omul timpul A zis că era cam obosit S-a oprit la cărciuma de pe drum mm -hmm. A mâncat o porție de cartofi prăjiți A luat <laughs> o bere, trei cârnați Așa și a zis, după aia, încă mai avea timp să își da, facă da. baremă cu pricina. Și dacă nu-l făcea, nu era nicio dramă. Nu, Dar asta, aventura asta, că poți să... da. Vezi, la fotbal nu stau cu floricele, cu bere sau cu cerstea mm. în față. Aici, oamenii ăștia chiar pun osul la treabă și da, 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 da. pun fizicul la, da, da. la antece, sau da. În orice caz, vor să fie acolo lângă. Ciclismul e foarte... Iau și televizoare, bineînțeles. Mm. De exemplu, în da. turul ăsta al Franței, părinții lui Vingegor, deci după Vinghegor, ce trec, vinghe... trec cicliștii, ei se duc înăuntru și văd continuarea. Da. Continuare. da. Ah, Bine, okay. erau, erau faze de simpatie. Imaginați o și o serie <grijă> care stau cu spatele, în timp ce treceau să uitau la televizor. Asta de, de poveștile. Treceau prin spatele lor și <grijă> se uitau la el la televizor. voiau să se vadă? Nu, voiau să arate ceva, că fiecare face câte o schemă când ajunge turul pe lângă Iar părinții lui Vingegor, cel care a câștigat turul Franței danezul. La un moment dat le mai mergea antena să tei sau mm. ceva și s-au dus, s au bătut la ușa uh, rulotei de lângă mm -hmm. și au zis, erau niște belgeni și au zis, vă supărați. Da, zice, și în formă, dar cine sunt? Băiatul nostru ăla la Cum? Da, Hai discută aici, ce veniți, mm -hmm. că l-au întins mese, ce da, mm -hmm. nu putem să-l vedem. Cred că trăznise un fulger, antena sau ce zice, erau da. cu antenă. Super simpli oamenii ăștia. Poți să te duci lângă ei. Iarăși o chestiune hmm. care poate învârte legenda asta. Te duci și îți semnează un autograf, Se duci lângă ei, este Na. satul turului înainte de. satul de etapă înainte de plecare și poți să treci pe lângă ei. Oamenii capătă șepuțe, tricouri, hmm. uh, vorbesc cu ei, poți vorbi cu ei. Na. Încearcă să vorbești cu Messi. Sau cu Neymar. Sau chiar cu Lewandowski, care Dar mi se pare ce, mai uman. ce ai vrea să vorbești cu Messi, de exemplu? Ți-a fost greu? <laughs> Când va fi întrebare? Da, eu da, fi fost da, și lui greu, adică sunt convins. Da, că... Ok, la noi de ce nu da. prinde ciclismul? Că mie mi se pare că nu prinde cum ar putea să o fac. E în tenis. ce sens nu prinde? Adică nu vezi uh, mișcări de trupe pe drumurile patriei. De vezi nu tu. nu, exact, nu de tine vorbesc. Dar de nu tu faci... de mine, nu de mine că da. eu Nu sunt, sunt în pe Dar lume. sunt aceste. Caravane, să zicem, da? Nu, de, eu zic instituțional și de performanță. pentru că încă n are rădăcinile de care ai nevoie. Că pentru că campioni la vremea Am avut, da, am avut. Vasile, Selejan, am avut, n-am avut. N-au avut campioni pe care polonezii, sovieticii și mai departe, cehi, cehoslovaci. Dar va, prinde și anedocat, a prins Franței că se uită destul de multă lume și un orice ca să vorbește. Dacă te duci pe șosele, pe dealuri, pe ăsta de pe lângă București sau pe, pe drumuri, o să vezi, destul, eu mă duc în weekend și văd destul de mulți oameni care învârt pedale pe acolo. Uh, și oameni care au echipamente, și fete și băieți. Uh, lucrurile ușor, ușor vor prinde contur. După cum spuneam la un moment dat într-o discuție cu uh, prietenul Cătălin, suntem un, uh -huh. o, un popor întins, da. ca o... Ca o, ca o Convoi de ăsta întins pe mulți ani, pe mulți zeci de ani Cei care fac ciclism sunt un grup da? Din, da. din acest convoi Care se află într-un punct al istoriei. Alții sunt foarte mulți Astăzi am văzut, cum văd adesea Dar astăzi veniți pe voi, am zis Asta e o imagine pe care trebuie să o postez Mergând pe șoseaua aceea Unirii, care leagă buftea de mm. Dene Era o căruță În care un tată și un băiat crăpau semințe Foarte vesele, altfel, foarte simpatici Mergând cu zece la oră și în spatele lor 20 sau 30 de mașini care stăteau da. mașinile sunt când depășesc sunt periculoase și pentru cicliști, pentru alte mașini pentru că sunt nervoși deja și nu mai pot să stea în plus, măcar doi dintre ei sunt în târzie, făcând ceva care să ducă un pic țara asta înainte poate cu un milimetru cu un da. micron înainte în târzie, se frustrează nu mai au chef vor să se emigreze, vor să plece <laughs> da. și imaginea mi s-a părut fabuloasă. și în, în toată derularea asta noastră. Și după aia ne întrebăm da. de ce. Păi, hai să da. punem toate imaginile că Prințul celălalt s-a spus că este timelessness. n a fost întrebat ce-ți place la România sau ce vă place, alteți, da. it's timelessness, a e, 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 Și e, asta îmi dă o explicație, la... mă mai temperează așa uh, pe mine, că am stat un pic pe gânduri. Săptămânile trecute am avut o discuție cu un om pe care nu-l știam. Uh, și ne-am întâlnit într-o ipostază de-asta destul de veselă, un om despre care am dedus că merge bine. Chiar foarte bine după toate standardele noastre. Și discuția noastră a pornit, da, interesându-mă pentru că copiii lui sau copilul lui pleacă la școală la undeva în străinătate. O școală foarte scumpă, în minit, foarte scumpă. și mai erau și niște, dincolo de prețul școlii, mai erau niște cheltuieli implicate de cazare. Am stat de vorbă, am văzut metode, cum ajungi, ce faci, nu știu ce. După care mai trecând orele la oameni, știi că Asta e una dintre întrebările pe care în general mi le pune lumea. Știi, când mai stai așa, domnule, nu se vă ceți acolo, îi mai întâlniți pe ăștia, mai stați de vorbă. Omul vine și mă întreabă, printre alții, zice asta, ce să-mi spuneți, și cu noftat așa, de ce merge la noi în România atât de prost? Și eu mă uit la el și cred că i-am dat un răspuns care l-a bulversat și am zis, dar nu cred că merge atât de prost. E, haideți, domnule. Și n-am vrut să îl supăr și mai tare, dar în mintea mm. mea am gândit asta și n-am spus, cum poți să te plângi din moment ce tu ești da. aranjat, tocmai am vorbit acum noi aici despre cum copiii tăi vor crește și ai posibilitatea ai și... Așa, și... Însă în solidar, așa, cu, cu solidar poporul. În solidar cu cine? Cu poporul. Cu mine. Asta zic. Da. Uh, și am dat acest râs, nu e cam, nu e chiar atât de rău pentru că dumneata ești chiar da. mie. <laughs> Poate vorbea de cei din spate, mă gândesc, știi, adică nu vreau să fac neapărat o judecată de de valoare, dar m-am gândit la ce ai spus tu acum, că poate și el la rândul lui, în ciuda bunăstării sale, să simte în spatele acestei căruțe din când în când, îl prinde căruța și îi trece prin față și mai pune o frână, știi, și atunci poate să zică, da mă, uite, mi-a ieșit căruța asta în față și m-am piedicat pe mine să fac treaba asta, știi? Peter, da. da. sigur că a rămas supărat pe mine, după aia nici nu am mai continuat discuția. Cum să-mi spui că e bine în România? Cum să-mi spui că e bine în România? Da, mă, nu mai, e atât mai, de rău. Adică... Mai depinde și cu ce o compari. Adică mai ești povestea asta. Intrinsec sau prin raportare nu știu. la abarnat. Radu Nau mi-a lăsat mie, am făcut noi un interviu la un moment dat, mi-a lăsat în cap aceste două imagini. Una aceste, acestei coloane, care e mm. foarte lungă, da. Da, și care are oameni în 2022 și oameni în 1952 ca repere de viață și cealaltă imagine pe care o invoc mereu la emisiuni, probabil că ai auzit că am luat citatul ăsta, ți atribui totuși de fiecare dată, că România e o țară insulară, care se văd foarte mm. multe insule, pe ne, așa, ne, ne, e un arhipelag și că poate speranța e că la un moment dat insulele astea vor fi unite de niște fapte, oameni, locuri, de gândire întâmplări. De fapt, fapt. Nu, că vor, vor crește se vor uni uh, natural, adică vor ajunge să lipească una de cealaltă deja au poduri, unele sunt prea depărtate și atunci nu prea poți să construiești poduri da, prea lungi, dar se unesc... Podurile au blesteme, să știi. Mm. Eu fac documentare acum pentru romanul meu. Se poate, da? O mulțime da. de poduri au în jurul lor o grămadă de blesteme. Văd, în România se întâmplă să se explică <laughs> povestea. Se explică, da. 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 Uh -huh. uh, și mai e o chestiune la, la care m-am tot gândit, Cât. Tot înțeleg de ce cu coagulăm, de ce nu le legăm mm. așa, adică ca o maioneză care nu se leagă. Și tot mai dai, tot mai încerci, mai și nu nu se leagă. Și uh, mă gândeam la asta, la că în Italia la fel care ne place tuturor, cred, e, da. e la fel, e o corupție îngrozitoare. Și acolo, dar o spun italienii, da. nu o spun, da, eu și da, eu am fost tu ca turist și da. tot e bine. Dar nu ajunge până la bordura, să mm. corupție, da. adică da. și a, asta mi se pare că trăim o banalitate a corupției, uh, făcând referență mm. la Hannah în da, mica noastră lume, mica și toată trista da, noastră lume, o banalitate a corupției, am văzut la uh, confrații de la, de la ProTV, la inspectorul Pro, povestea cu, mm. și mi-a spus și Irina, povestea cu uh, cei care s-au dus la un serviciu, din acesta, de dat ITP și de, de dat mm. mașini și care, -aveau, și care erau mână, mână cu poliția și erau mână, -mână cu toată lumea și care i-au părât la unii și au zis dacă le am dat și la aia ne-ați părât, pe le-am dat și pagă ca să nu ne dea și mai departe. Da. e că toată povestea asta care este firească, firescul corupției, mm -hmm. asta, mi se pare o, asta mi se pare Everestul nostru, firescul corupției. Păi cred că arhipelag rămânem de supra. E nu, o să crească <laughs> pentru că da. pe de cealaltă parte văd foarte mulți oameni care sunt foarte în regulă și care gândesc da. bine și care fac lucruri bune. Voi aveți aici invitați Excepționă da. pe mine? Dar, are, serios serios, serios. Așteptam serios, asta. serios. Da. Numai da. oameni care, care într-o zi, care sunt la baza acestei românii care va veni într-o zi. Ei, ei vor fi în, în rădăcinile ei. ei, ei sunt. Asta o să pregătește. Da. Uh, bun, te mai întreb un lucru. La un ne-am lămurit, suntem pe aceeași parte, dar la un concert Gilmore. Am putea merge da, vreodată? Tu evident, ce crezi? Mai dacă ține mai, omul ăsta concept? O să mai fac așa ceva? Tu să mă întrebi, e te un așa, aștept ceva optimist din partea ta. Nu, nu nu cred că mai are neapărat. Dacă mai face, face lucruri foarte mici, lucrurile mm. foarte mici, în spații foarte mici e, sunt date însă, dinainte de a se gândi da, el. Da, sunt date da, 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 de că așa, o să am fac. Am să vă dau eu vestea proastă că nu o să mai facă. Chiar pregăteam asta pentru neașteptări, dar nu legat de Pink Floyd. O să explic acolo. O să facă o, o să să schimb. Asta e vestea și mai proastă. Nu mai <gântări> face nimeni. Uh, există, m-am uitat în New York Times, oamenii au avut curiozitatea să măsoare. Uh, se pare că filozofia turneului uh, dispare. Din diverse rațiuni economice, mai ales în mm -hmm. perioada asta. Uh, de exemplu, cine e cel mai faimos. Excepția excepțiilor. Nu? Da. Uh, um, Harry Styles. Okay. Are pe continentul american, cum să spune 42 de spectacole în toamna asta În 5 orași da. Pentru că este mult mai comod mm. Să faci într-un singur loc Și să vină publicul la mm. tine da. Da. Decât să angajezi cheltuieli care sunt pe parcursul Unui continent întreg și așa mai Mai departe da, Și o să există oricum, dar să le facă publicul Care vine din exact. orașul X în orașul exact. Y Exact, vrei să-l vezi pe Y? Da. mai ta până la Viena că își trage linie, că sunt mm. mari cheltuielile, în primul rând, cu energia da. să aduce aici. Și, și, și cu o scuze-mă, tirurilor peste autostrăzile noastre. Nu mai zic. Nu, dar de noastre că, mai să mai greu. Că, că, că România e ca special, dar tragi în Franța linie. Da, da. De exemplu, Coldplay în perioada în care am fost noi acolo, și acum am explicație, a cântat 5 zile doar în Paris. Da. Pentru că Veniți voi la noi decât să mutăm hrăbaia aia. Îți dau un contraexemplu. M-am uitat chiar aseară, înainte să aleg piesa, am ales-o pe cea de data viitoare, nu o spun încă, Așa. și m-am uitat la uh, The Electric Light Orchestra Experience. Eu sunt cu și mm -hmm. Jeff Lynn, om de 70 de ani aproape, care a fost sufletul lui Electric Light Orchestra și care are acum un turneu cu trupa lui în 30, 40, 50 de orașe din Anglia, orașe mici. Uh, orașe mici, dar sunt foarte multe, începând de acum, deci din august-septembrie, până anul viitor, da. în martie. Eu... Uh, cred că Reading e cel mai cunoscut dintre ele. Uh... Păi ca da, și da. Ca acolo. de asta și a fost la Oscar Wilde. 10, 15, 20 de oameni, alta e să da. ai o nu, producție Da, da. iar da. asta este o trupă iconică pentru cei care au prins vremurile. Și eu de ce m-am uitat? nu am uitat pentru că acum am văzut cine e Jeff Lynne, de fapt. Este un om care a compus și a produs pentru 50 de uh, artiști, de la George Harrison, la Regina Spector, de la Joe Cocker, la știu eu cine, Paul McCartney și așa mai departe. Pentru toată Brian Adams. Da. De alt nivel de concerte. E alt nivel, care, da. E, da. alt nivel. Sunt da, de, nu 4 sunt 4 iar de mii. mega concerte, plus că au o complexitate a show-ului care da, da, uite, face e, dificil transportabile. E ui ca Springsteen, ca să mai dau unde că la în am bilet, mm. da? care vine prin toată Europa. Da, 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 adică da. nu o să aibă 17 concerte la Roma, o să aibă două, mi se pare, sau trei la Circo Massimo no. și după aia am se Am semnalat tendința. Okay. Că tot ne apropiem de uh, final, zine că ai mâncat dulceață de smochine de dimineață, așa te-ai lăudat. Eu n-am să fiu atent. Nu tu. <gătări> da. Deci zi, <gătări> de că ai zis că e o rețetă Dan care... de la Măcin, așa? către care m-a purtat Irina, Irina mea. Irina ta asta. Așa, da. Fiecare cu Irina. Așa... Fiecare radu cu Irina. Dose, ăla e un loc de vizitat și care își face dulceața punând lămâie. A, ca multe să contrabalanseze. Dacă da. Ca să contrabalanceze uh -huh. uh, dulceața. E prea, <laughs> e prea dulce, E, e prea cred că e prima dulceață de smochină pe care uh, o mănânc într-un alt fel decât să face ea, decât am mâncat-o Până acum. Nu e tot dulce, adică. Nu e, e, e dulce acră un pic, așa, știi, da, are, are cu, da, dualitatea asta. E foarte interesant la dulceata de smochine, nu ne ascultat, deci noi suntem cu treaba noastră. Eu asta mă soacră la mea soacră mi-a aduce câte un borcan din asta de Aha. dulceață de smochine și ești cumva forțat să mănânci o smochină de fiecare dată, știi, că aia e ideea, da. să iei smochina de acolo și nu poți să mănânci decât cu lingura, zic că da. nu poți să ungi pe nicăieri, nu poți să faci nimic da. altceva. Te duci în ba, da, eu pot. Aia, eu ce poți, pot, ce, ce, ce faci? O feliezi în farfurie. O, o felie în farfurie. să și să după... spui că mănânci dulceață cu furculița și cu țitul. Nu, cu linguriță, Acest... o felie și cu linguriță. am voință. Gordon Brown al dulceții, <laughs> pentru cine nu știe. Gordon Brown a fost... Ăsta era, nu? Gordon Brown? Oare el să fi fost sau nu? David Cameron. ca un hamburger cu furculița și cu țitul. Da, David da? Cameron? Sunt, uh, de sunt a avut ideea asta minunată a Brexit-ului. Da, da, da. El a zis că gândește bine, rezultatele au fost proaste. Exact. Să știi, intenția Intenția contează. Uneori David Cameron a zis, bă, o rezolv definitiv. Adică fac un referendum, îl câștigăm, că așa arătau datele. Mm -hmm. De unde să știe el de marketing digital la treaba aia? Exact. S -a -s -a. Nici nu avea consilier să da. plătiți pentru așa ceva. Să o rezolv o dată pentru 100 de ani? <laughs> că Ca... Ca... o... foarte bine de în middle, de de middle povestea, de la de la la discuția la cu consilierul da. tipa că... Zis. Totul e și în da, ultima da, zi ce da, da. fugi, da, fugi. <laughs> Acum cât mai poți. Da. Da. Uh, apropo de că îți mai spun și pe, pe canalul nu ăsta așa. că apare Bornville la începutul anului, la jumătatea anului viitor în România, la sfârșit anului Estuia în Anglia, poți să vorbești cu Vlad Niculescu, pe care, apropo, l am pe listă pentru vorbitorii. Ah, da, 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 un om de toată isprava. Să comanzi da. Bornville, șapte momente... Ale Angliei, de la Videi, ziua Victoriei, până în zilele noastre. Da, mai da. ai un minut să spui ceva în apărarea ta. <laughs> <laughs> Nimic. Da. Sunt. Fără apărare, da. sunt fără. Ah. Uh, eu, eu recomand asta, mai spun Emily St. John Mandel, uh, mm -hmm. care pot să încep să mai citesc. Dar uh, ultimul okay. roman lei, ultimul este uh, Sea of Tranquility, mm -hmm. care este o distopie, în fine. O, în apărarea, foarte interesant, în apărarea scriitorului, mm. O scriitoare în fiecare. Okay. Da, un, o trecere în timp între evuri, în, în apărarea unui gest uman simplu, de pe care o întreg o întreagă sistem și o întreagă lume, în, în toată mm -hmm. lungimea ei temporală, că se petrece în trecut, în viitor și mai departe, și în fel de mișcare în timp, a unora este dată peste cap, este perturbată. în apăra Și. E foarte interesant pentru cei care vor să o citească, tot de la Vladam, carte evident, că se petrece, evident, în legătură cu o pandemie, pentru că ah, e, scrisă, mm -hmm. e scrisă acum. Radu, un um, doamnelor și domnilor, o încântare. Ah, mulțumim e, un tare mult. Vorbitori. Mulțumim -am că ai venit aici. Să mai treci pe la noi. Okay. Și dacă deschideți televizorul la ora la care... Că... <laughs> nu, Las. <laughs> Până aici. Să <laughs> tragem o linie, că tot Continuăm, tot de am de spus ceva despre muzică imediat. așteptări. Wow! Bine ați revenit la Vorbitorin și mănâncă gheață. Da. Dacă era maica mea. Gheața am voie. Dacă, da, Gheața <gătări> e unul voie, dintre pure, puține da. lucruri ai cât eram copil, deci aveam această interviu, să nu mănânci gheață, să nu fie rece, să nu... Și da. țurțurii, vorba Ce ta, îmi să, să nu mănânci gheață dacă e rece. Dacă nu e rece... Multă vreme n-am avut voie la înghețată ah. pentru că, oh, mă înțelegi, înghețată la gât. După care a venit un doctor și a zis, doamna Striblea, dar să încercăm taman invers. Cui pe doare... exact. 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 Așa fac eu. Dați-i Aveam voie la o înghețată pe zi, poate și de aia sunt gras. Ai slăbit. A, mulțumesc, sunt foarte drăguț toți cei care spuneți că ar trebui să existe între oameni această convenție, știi? Mm -hmm. De câte ori să, să zici, ai slăbit. Da. Nu are importanță că s-a făcut -a așa. Da, da, da. Îl vezi și zici, da. ai mai slăbit. Și dacă are 35 de chile, atunci poate nu îi spui. De de mai ai -ai prins un și un pără... ai mai pus un pic de cărniță Băi, pe tine. culoare în obraj. Da, 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 da. O chestie. <laughs> nu credeam că mai ai prins. Da. Să vorbim despre un cetățean, suntem la rubrica neașteptări totuși, să vorbim despre un cetățean care la finalul carierei sale s-a îngrășat. <laughs> uh, nu zic că aici nu e neașteptare, poate în piesă să fie ceva neașteptare. Hai, ascultă -o un pic uh, chestiunea asta, că uh, mie mi-a plăcut mult și... Uh, sunt curios ce crezi tu despre ea. Ce zici? Miroase Elvis. Da, e chiar Elvis. E chiar el, da. Există și un pasaj aici de hip-hop și uh, este uh, o reînveșmântare din uh, coloana sonoră a filmului ăsta nou despre Elvis, uh -huh. care uh, îi prezintă istoria și o și prescrie un uh -huh. pic așa pe aici, pe acolo, dar ce mi se pare extraordinar și recomand la toată lumea este acest soundtrack, cum se numește, muzica filmului, care aduce o grămadă de artiști noi, hmm. da, oameni foarte tineri, și care preinterpretează uh, cântecele lui, lui Elvis, de o manieră uh, cu totul altfel, să spunem, uh, să spunem așa. Mi-a plăcut mult, mult. Asta e piesa cu care se, se încheie filmul, și știi că un film are impact în momentul în care rămâi acolo în sală, știi? Uh -huh. Cu emoții, cu gânduri, nu zine să pleci. Și acolo sunt niște mereje care te prind, uh -huh. te asează. Um, și îmi dau seama că, pentru că noi n-am trăit în libertate, uh -huh. uh, nu știm foarte mult despre omul ăsta, despre percepția sa, despre cum era receptat aici, despre ce era muzica sa, gândurile sale. Cum îl vedeați voi? Da, noi îl vedeam destul de estompat, pentru că alea erau vremurile. Sigur existau magnetofoane și existau pe urmă casetofoane și existau petreceri la care cineva aducea și muzică străină. Deși țara era cu sârmă ghimpată la graniță, cumva muzica exista. Acum, eu care am făcut și experiența Oco, la da? târgul de la marginea Timișoarei, unde găseai de toate, plus parcul clinicile noi, unde se găseau discuri inclusiv în Țiplă, inclusiv de la Greci. Am altă percepție a fenomenului. Dar în București și cred că și în România, Elvis era celebru, că n-aveai cum să nu fi auzit de el. Mai venea cineva cu o revistă. Mai știu eu de care nemțească sau franceză sau englezească, mai vedeai un film, încă nu se deterioraseră lucrurile, lucrurile de tot când la noi au rulat două filme chiar la cinematograf. Mi se pare că unul s-a chemat în română Veselie la Acapulco, cred. Da da, 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 da. Așa, altul cu siguranță a fost tradus idiot și s-a numit în traducerea asta proastă o fată fericită. Uh, n-avem nicio legătură cu fata, filmul se chema Girl Happy. Apoi Girl Happy e a femeiat, dar nu da, e o fată fericită. Ei au confundat cu a happy girl și au zis mm. aia, Girl Happy, tot aia trebuie să fi fie. nu puteau să dea titlul ăsta în perioada asta. Da, puteai să găsești un titlu perifrastic, aveai cum să-i spui. Mai mm. ales că noi eram mari specialiști în a modifica titluri și a le... Și-a livrat filmele cu un alt titlu mm -hmm. ca să păcălim publicul. Dar film Girl Happy știu că l-am văzut și eu. Erau filme naive, firește, care erau pretexte pentru muzica lui Elvis. El a fost un, un nume de marcă, așa cum a venit el pe la noi prin ceață și prin ziduri, dar muzica lui era cântată. La petrece, el era un personaj ca dovadă că noi am aflat relativ repede că existau zeci, sute mii de imitatori că existau concursuri de imitat Elvis, existau Elvis pe bandă rulantă, mm -hmm. nu la noi, firește în alte țări, dar da nu era, era un, printre rockeri, era o entitate în cel mai bun caz tolerată pentru că acolo era un rock de ăsta săltăreț, ușor, foarte, foarte dansant, accesibil, muzică de petrecere în care muzica e muzică totuși străină și rock. Uh, nu cred că rockerii care ascultau ACDC sau mai știu eu ce să mai zic, de cei care ascultau muzică progresivă, nu cred că îl luau foarte în serios. Deși pe Beatles trebuie să în serios, pentru că ei sunt o bornă. La fel, da. Elvis a fost o bornă în America. Poate că a fost borna echivalentă bornei Beatles din, din Anglia și din Europa. Dar da, era unul dintre idolii, mai ales ai doamnelor, da? că era un pic creol, așa. era un sex simbol la, vârsta, la vremea lui, încă nu începuse să se îngrașe, să se buhăiască. Exista și povestea războiului, exista și povestea copilăriei lui, care n-a fost dintre cele mai trandafiri. Pe urmare, da, era un personaj, un personaj mai degrabă de film decât de muzică. Ceva îndepărtat. Da, da, da. da. De... Pe care nu puteai să pui mâna exact. Nu puteai Ești să era pui mare vedetă acolo no, la sigur, ei. Sigur, sigur, sigur. Era o vedetă uriașă, da. Era o vedetă echivalentă, poate, cu Frank Sinatra, să N-a trecut în Europa, mă rog, filmul o să vă spună de ce, dar filmul mai face ceva foarte interesant. Uh, arată într-adevăr borna asta de care vorbeai tu, pentru mm -hmm. că el la un moment dat, în foarte în prima parte din reții sale, el a rupt niște tipare. Da. El a adus un tip de comportament și un tip de muzică mm -hmm. pe care l-a luat din comunitatea neagră, da. pentru mm -hmm. că el acolo avea prieteniile și mm -hmm. backgroundul ul muzical și l-a adus în fața Americii, pentru că na, el era alb, era frumos, vorba ta, da, era da, acceptat da. și l-au pus la televizor și când colo surpriză. Ăsta cântă ca un negru, ne distruge copiii. Și asta e una dintre tezele filmului, în care zbânțuiala asta lui, energia asta fantastică, cum s-a întâmplat și în cazul altor artiști, îl aduce în fața unor comisii parlamentare, dezbateri în ziare. Ăsta ne distruge copiii. Asta era. Până la urmă, el a câștigat, și distrugându-ne copiii. Am vorbit despre. Unde se trag liniile în literatură, în artă? Uite că și aici ai vorba da. tot de linii până la urmă. Da, a existat un cântăreț care, al minterea, a dispărut destul de repede de pe radarul nostru, care era considerat un imitator teribil al lui Elvis, și anume Shakin' Stevens, care tot așa dansa, s-a cadat, țopăit, a fost în mare vogă în anii 80, cred că la noi a apărut mai degrabă pe la începutul anilor 90. Nu e cumva televizor cel care a trecut la uh, islam? I mean, Stevens? Stevens, nu, la Cat Stevens. A fac confuzie? Da, da, mm -hmm. da, la Cat Stevens, pe care acum îl cheamă Iusuf, mm -hmm. cumva, care cânta baladesc, da, da, da. T for the tailorman, Father and Son, sau mai bă să mai chemau, și care era și el ascultat la petreceri, era ascultat pe latura contemplativă erotică a petrecerii, când mai era un blues, când mai făcea o confidență. Ăsta, uh, la e Shaking Stevens, care era rocker pur și simplu Radu, și era shaking, că to shaking a înseamnă da, scutura agita da. și ăsta era firește un pseudonim, că Îmi era spun, un tip zbânțuit așa. Spune mereu scuturici și te Scuturici, cam așa. Scuturici și Cam așa, cam așa. Era și el frumușel, înalt, cu niște Adidas albi mi se pare, sau pantofi albi în orice caz și a fost foarte prezent o vreme. Eu îl vedeam la televiziunea iugoslavă cam tot timpul, aia fiind ceva de consum submediocru pentru ei care dădeau de Zeppelin, de tot felul de... Trebuie să le mai dai oameni lor și din astea. Da, da, da. Există o scenă în filmul ăsta care e... e inegal, să spun asta. Dar există o scenă în filmul ăsta de o măestrie cinematografică de aia mare, cum să facem filmele mari, o scenă în care este construită atracția pe care... mă rog, modul în care... Femeile îl percepeau pe Elvis Presley Și este o scenă absolut formidabilă În care din muzică și din mișcările lui Se construiește o tensiune sexuală Într-o țară din asta Care este totuși în 1950 De o put de bonderie Ieșită yeah. din comun Și se întâmplă niște lucruri Acolo Baz urman povestește la un moment dat Cum a construit scena asta Din care trebuie să treacă spre scenă De pe scenă mm -hmm. către admiratoarele din sală Anumite energie, iar ele să răspundă țipând cu ochii mari. Da, da, da. E ceva. Pă, vă recomand să da. vedeți filmul. Ăsta. Iarăși, mi-aduc aminte de țipetele și de istericale fanelor care veneau la concertele Beatles. Și la da, da, indifer da. Chiar și când Beatles au trecut în America, sau mai ales atunci când s-au dus în concert în America, a fost ceva. Fabulos, adică sunt mișcări de-astea de, de, de ordinul 10 și de Și erau admiratori N-aveai cum să nu-l admir că era da. un superstar da, da, S-au dus frigur. în America L-au -am dat unul dintre ei Nu știu care a povestit Cred că Ringo a povestit chestiunea asta Că au ajuns la el acasă să-l mm. vadă Dacă nu i mai fi spus eu asta la podcast Au mm. ajuns nu să Hai atent. să ne întâlnim da. Înțelegi. Da. Noi vedete, tu vedetă, tu ești mm -hmm. zeul da. Am venit să ne închinăm Până la urmă America e a ta și au zis că nu, omul era în acea perioadă a vieții lui în care pă, decolase. decolase da. Da, și au zis, domnule, stătea pe o canapea și senzația mea era că nu a putut să ne recunoască, știi? Mm -hmm. Era deci, e destul detașare. de grav dacă nu-i recunoști pe bine, Da. cheamă că ai o problemă. A avut multe a probleme, n-aș da. miza da, da. pe foarte multă fericire, în ciuda... Mm -hmm. Da, probabil că la mulți artiști mari se întâmplă chestiunea asta. Vin și împreună, probabil, vin la pachet. Poate creația, poate unul dintre motoarele creației, știu că sună nefericit pentru ei, poate suferința e unul dintre motoarele creației. Da, asta este o judecată care toate devine prejudecată, și în cazul scriitorilor. Dacă nu ești traversat de o criză, înseamnă că nu poți să produci, nu ești autentic. Ceea ce. Realitatea a infirmat în destule cazuri că au fost scriitori senzaționali care nu au avut nicio crijă, nicio crijă, nicio criză, Să te criză nicio cumpănă. Cu... Cum tu scrii extraordinar despre dulciuri. Ei, nu. Da, bun. Deci da, ai da, niște pagini da, o... despre cum... dulciuri. Da. E o... Asta e o formă de, nici nu știu, de masochism cred. Există în Dar... cartea ta de povestiri, aia cu da. bufetarii. Da. și aia este leșini. Dar eu vorbesc de scriitorii ăștia da, da. de calibru, care Braf, nu au, cred că, ce Jonathan Cău, ce, ce crizare? mare, cri, ce Ei, mare nu crizare, ce e în nu, cred care, nu cred are, nu cred că are, e un om împlinit, e un om care e prețuit în toată lumea nu cred, peste nu, nu cred în teoria asta, eu cred că oamenii au dureri, dezamăgiri și tot felul de trăiri în suflet Dezamăgiri are toată lumea în, în ciuda poziției sociale bune, a averii, a tuturor lucrurilor asta. eu cred că fiecare are câte o suferință, neîmplinire, câte un motoraj din asta care îl... Și crezi că asta e... Asta asigură, asta declanșează creația? Nu, nea, nu neapărat, dar sunt convins că ea contribuie. Dacă reușești să... Că bănuiesc aici ești ai dau și eu cu părerea, că n-am scris nimic în viața mea. Dacă reușești să... Noi suntem învățați de mici, să punem niște zăgazuri, niște opreliști în fața sentimentelor, durerilor, gândurilor noastre, dacă reușești să găsești cheița aia cu care să deschizi povestea asta, s-ar putea să le transmiți oamenilor niște lucruri uh -huh. pe care foarte multă lume să le simtă, să le trăiască, care sunt universal valabile și care construiesc. La, uh -huh. la asta mă gândesc, știi? Da, se poate. Pentru cei mai mulți dintre noi, este aproape imposibil să scrii o carte cu ai scris tu despre tatăl tău. Chit mm. că gândim aceleași lucruri. Da. Că e foarte greu să te duci acolo la carte, să explici tu prin ce ai trecut, cum l-ai privit pe tata acum. Că este e o doză mare de curaj. Mm. Crezi? Da? Da, e o doză mare de curaj. Cum? Păi, da, E te pui în fața publicului da. și îi oferi o judecată. Da, dar noi ne punem atât de mult și de des în fața publicului Ei, cre stai cred în că... pas. asta e un pas mai abrupt decât. Alea, că o nu fi. ne punem, A. cum am vorbit acum despre Salman Rushdie. A. Da. Nu știu, așa o fi. A, în fine, zic să încheiem <laughs> în această <laughs> notă și hai să trecem la lucrurile grave apăsate și despre cărți. Ok. Spuma filelor. Cărțile, stimați prieteni, ascultați vorbitorinci și acum vom alege spuma filelor. Eu nu am carte fizică, spun de la bun început. Da, am, e perfect. Am ascultat cartea, dacă vreți vă arăt pe telefon, ca să știți coperta ce să căutați, așa că te rog să începi tu. Bun, eu am să încep cu Haruki Murakami, persoana întâi singular. E o carte la, la Polirom, Într-o traducere foarte bună a Andrei Sion, care traduce din japoneză și care dă și notele, e nevoie de câteva explicați în anumite locuri, uh, ăsta este un Murakami ultracomestibil. El are și cărți în care e ceva mai, uș mai greu de, de urmărit, aici nu. Aici, într-adevăr, ce ai în titlu, ai și în carte. Sunt 8 povestiri povestite toate la persoana întâi singular uh, și nu sunt povestiri sau aparent cel puțin, nu sunt povestiri care te duc într-o zona excepționalului mai degrabă în zona lumescului și a firescului și a obișnuitului care la un moment dat e curentat de ceva de o întâlnire neașteptată, de o păcăleală, de o apariție supranaturală. Într Una într-una dintre povestiri, apare o maimuță care are comportamente umane și care chiar ascultă Bruckner. Îi place Sinfonia VII -a și comunică lucrul ăsta și își servește clientul cu ceva, un produs, o băutură și poartă discuții despre filozofie, despre Bruckner, despre muzica clasică în general. Și ai declicul ăsta într-un text care merge foarte ușor. De aici și coperta, nu? Da. Într-un text care merge foarte ușor, la un moment dat îți, îți apare un, o formă de relief nouă la care nu te așteptai și pe care la început nu știi cum să o abordezi. Într-o altă povestire se clădește o tensiune afectuos-erotică, personajul povestitor la persoana întâi. Urmează să aibă o întâlnire cu cineva, cu o fostă colegă cu care se revede după nu știu câți ani și anticipează cum va arăta reîntâlnirea, ce se va spune, ce se va face, spre ce se va merge. Și omul se duce, ajunge la întâlnire și acolo nu e nimeni. Și ai urcușul ăsta și după aia coborârea, ai versantul celălalt al decepției, al nedumeririi, al întrebărilor dacă ce s-o fi întâmplat dacă? Ce a intervenit, dar ce am spus eu și nu i-a plăcut. Sunt tot felul de povești legate și de uh, rockeri, Apare și Jimi Hendrix, sunt una dintre povestiri. Și este acel uh, Murakami, etern candidat la Premiul Nobel, etern, de, de mulți ani și care bănuiesc că îl va uh, câștiga la un moment dat și pe bună dreptate, că este un uh, scriitor imens. Uh, este acel Murakami. Uh, ușor de digerat, care nu-ți pune probleme de complicații textuale, care te duce foarte ușor pe cărările astea ale spațiului nipon, dintr-un parc, într-o sală de recepții, de acolo într-o sală de concert, de acolo într-o baie publică și așa mai departe. Sunt opt povestiri, foarte frumoase, foarte echilibrate, dozate și ca număr de pagini, deci există acolo un fel de șubler literar cu care operează Murakami și uh, cartea este frumoasă și fiindcă este bine tradusă, deci nu este tradusă prin într-o variantă intermediară din engleză sau mai știu eu cum, Andreea Sion, repet, ea e traducătoarea, a tradus direct din japoneză și este o carte pe care o recomand. Am citit Murakami, am citit și uh, impresiile lui auctoriale, am citit și romane ale lui uh, și recunosc că această carte este o carte care se citește ușor. Uh, N-a spune că ea e ușoară, pentru că nu e. Uh, îți spune probleme, te face să te întrebi, îți propune niște sondaje în sufletul japonez, dar nu e o carte care să te facă să te scarpin în cap cu neliniște, cu angoasă și să spui, aoleu, aici nu prea înțeleg ce-o fi vrut să spună. Nu, se înțelege, este limpede, este cleștar aproape și e o probă de virtuozitate pe spații mici. De obicei, Murakami evoluează pe spații mai întinse. aici arată că poate să scrie foarte ușor cu aceeași dezvoltură și povestire. M-am oprit așa o secundă să mă uit la tine pentru că l-ai invocat pe Hendrix. Ne. Și la un moment dat, la bacalaureatul din Franța, mm? s-a dat Hendrix. Oh. O, da, 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 da. da. S-a nu s-a dat, -a dat Dylan care a luat Nobelul? e uh, mai de mult încă nu lasă Nobelul domnul, uh, no. domnul Dylan. pare și, și, Charlie Parker într-o poveste. iată, cu atât mai bine. Uh, există, o să-l caut, Eu promit că o să caut acest lucru. Dar moment am am, cred că la Purple Haze este mm -hmm. uh, povestea asta. În care există un vers mai puțin înțeles. Uh, zice așa. La lyrics, e trecut în felul mm -hmm. următor. Excuse me, while I kiss the sky. Așa și mai sunt niște interpretări. Mm -hmm. While I kiss this guy. Și uneori, while I'll kill this guy. Și tocmai asta era dilema dată la examenul de limba engleză. Uitându-vă la aceste versuri, ce credeți că a vrut să spună Hendrix? Care cred că pe scenă s-a jucat de-a lungul anilor cu toată povestea asta. Cu mai multe versiuni și spunea ce îi se potrivea în momentul acesta. Și dacă vorbește sau cântă destul, cânta destul de mormăit, da, 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 putea da, fi da. orice. Da, da, da. Uh, oricum, primul zice, purple haze all in my brain. Mm. Deci nu, da, este da, un pic da, da, foghi, da. dar se putea da. juca cu chestia asta. Excuse me while I kiss the sky. Să zicem, okay. um. hopefully or not hopefully. <laughs> <laughs> asta mea, să funcție de ce ah. povestea tu, mi-a adus aminte. Chestia asta a fost un, un flashback. Mm -hmm. Ok. Da. Poate o lămurim mm. o dată. Vrei să citim versurile astea într-o zi și să ne uităm? Poate okay. le facem o traducere da. și o da, discuție da, da. pe ele? Ar okay. merita. De ce nu? Ce sunt, sunt câteva strofe. În regulă. Hai no. să zic despre... Ia, despre cartea mea, uh, pe care am, cum ar veni, am citit-o pe Audible, așa se să, să cheamă, rețeaua pe care o folosesc eu pentru uh, citit-auzit. Ah. Uite, așa arată. Și se numește... Uh, Papa în război. Okay. Traduc corect, așa e traduce? Da, da, at da, da. Da, da. war. Papa la război. David I Kertzer. domnul Kertzer este un uh, istoric. Și subiectul acestei cărți este foarte simplu, dezvoltarea lui este enorm de complicată, pentru că este o carte despre relația papei Pius al XII-lea cu guvernele naziste din Germania și din Italia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Există o sumedenie de cărți scrise despre acest subiect în care papa este ori villain, ori hero, funcție de abordare respectivă. Ce e nou la această carte și asta o face teribil de interesantă, în urmă cu doi ani, înainte de a începe pandemia, Papa Francisc a fost de acord cu deschiderea arhivelor Vaticanului privindul pe acest papă. Și le-a zis mai multor istorici, veniți, studiați, uitați-vă pe documente și stabiliți ce a făcut Pius al XII-lea în timpul celui de-al doilea război mondial. A colaborat cu guvernele naziste? A salvat evrei? Dacă n-a salvat, de ce nu a spus nimic? Asta e una dintre marele critici că nu a spus nimic. Lămuriți această problemă asupra omenirii. Domnul Kierzer intră în arhive, documentează, spune întreaga poveste cu aceste documente noi, care sunt uh, la primă vedere. Uh, nu există niciun dubiu în urma apariției acestor uh, documente. Uh, papa nu a avut nicio intenție în a opri... Tot ceea ce au făcut naziștii. Intenția lui a fost aceea de a proteja Biserica, de a proteja Roma, lucru de care s-a achitat foarte bine și a făcut un fel de, Ars. să zicem, joc dublu. Da. Uh, și, deși era informat despre atrocitățile comise împotriva evreilor, a fost informat încă din primul minut din rețeaua de preoți existentă uh -huh. în zonele respective, nu a spus. Niciodată nimic cu subiect și predicat, a folosit tot felul de fraze complicate mm -hmm. și nu a luat poziție. Din potrivă, arată această carte, el a dus și negocieri secrete cu Hitler, despre care nimeni nu știa până astăzi că ele au existat. de erau secrete. Da, erau secrete, da. Menite să păstreze integritatea bisericii, în special mm -hmm. în Germania. Există argumente, chiar e destul de echilibrat, deci nu e o carte care să-l omoare. Chiar prezintă cam toate versiunile și spune de ce a procedat așa și a dorit foarte mult să păstreze biserica integră și uh, să salveze tot ce poate salva și era și foarte frică de comuniști. Sunt multe date aici. Cartea e foarte interesantă, deci una dintre cele mai interesante pe care am citit-o în ultima vreme. La un moment dat ți se face rău. Pentru că vezi atâtea de desubturi, vezi atâtea note și atâtea lucruri scrise între ei, între ei. Șefii Vaticanului la data respectivă că își trimiteau scrisori sau documente. Mm. Totul se nota, audiențele, da, da, toate da. lucrurile astea. Și au venit oameni și au spus, părinte, omoară milioane de oameni, zeci de mii, uite ce se întâmplă. Te rog, fă ceva. Din potrivă, din Italia i-au salvat doar pe cei care aveau pile. Și puteau să facă. Ce poveste veche asta. Da. E o carte care, la un moment dat. Spui mm. Ai senzația asta zici Băi, dar de ce? Cum să ai o putere atât de mare și tu să să faci treaba asta? Yeah. O să mai fac o singură remarcă Luați Cartea nu e, o găsiți doar pe Audible sau pe Amazon, deci în engleză Să mm. uh, mai zic o perotate din asta, apropo de carte uh, Ce crezi Tot asta să lucrurile mai interesante dar în același timp mai teribile? Încep negocierile secrete dintre Hitler și Papa. Nu erau față în față, erau prin intermediul unui prinț german care se numea Philip von Hessen. Și prima discuție. Gândește că este anul 1939. Prima discuție, prima întâlnire. Papa îi zice, de câțiva ani voi naziști în Germania încălcați în picioare în Îmi arestați o să închideți biserica, ați scos din școală, că la aici avea o chestie. Nu vă purtați frumos. Filip von Hessen îi zice el lasă că și dumneavoastră și preoții dumneavoastră sunt pedofili și abuzează copii. Da. Prima, am rămas cu gura căscată. Ceea ce duce în timp existau anchete la data respectivă, preoți arestați, tot felul de lucruri care s-au întâmplat. Există o anchetă celebră în Viena în care poliția era da. nazistă, a strâns o rețea întreagă de preoți care abuzau copii, 1938-1939. Lucrurile se întâmplă și astăzi. -a Poate în alte spații, dar există un film de Oscar pe care sigur l-ai văzut dacă l-am văzut eu, Spotlight. Spotlight. Vorbeam că ne-am ah, întâlnit cu așa. Walter Robertson, a fost aici. Mm -hmm. uh, da. Ne-am mai luat, deci de la această dezvoluire care era la scaunul papal adică mm -hmm. da. papa spunând, noi am făcut tot ce trebuia, am îndepărtat. Sigur că omenirii au mai luat 80 de ani ca să pună problema... Mm -hmm. Na. pe masă în, în discuție dar am zis că e un detaliu care mm -hmm. contează am Mi-aduc aminte că am văzut acum câteva luni un episod din documentarele din ciclu Ulise uh, la scoperta del piacere, cred uh, făcute de Alberto Angela Alberto Angela e un uh, creier setat pe multe domenii Acum tatălui cu care a lucrat o perioadă, tocmai a murit, la 94 de ani Și una dintre emisiunile pe care eu le-am văzut era despre evrei din Italia, din război Cu precădere din Roma, dar nu numai din Roma Și cu interviuri ale unor supraviețuitori de atunci, tot așa ce se ridică părul unde-l ești? Aș vrea să-l văd. Pe 1 Am o prietenă pe Facebook și o traducătoare foarte bună, Gabriela Lungu, care este stabilită la la Cluj și care mi-a atras atenția acum vreo 2 ani, cred, asupra acestor emisiune lui Alberto Angel Alberto Angel, personaj carismatic și, repet, care face excelență în multe, în multe domenii și care a avut un ciclu de emisiuni despre Italia inițial, după aia a trecut și la, și la alte țări, dar în principal despre Italia, despre Toscana, despre. O noapte la Florența era unul dintre ele, îți dai seama cum arăta, despre campania Napoli cu tot, despre tot felul de locuri cunoscute și unele mai puțin cunoscute. Pe unele le-am văzut și eu, pe altele nu, de altele nici n auzisem Și una dintre emisiuni, țin minte, a fost cu soarta evreilor din război din Italia și mai ales din, din Erau niște povești cu tremurătoare. Da. Dar știi că uh, li se spune evreilor din Roma, care erau puțini mm. și la data respectivă, li se spunea uh, evreii papei, așa se spunea. Ha. Încă din perioada medievală aveau cartierul lor, de mm. fuses da. răsiliți să meargă, cartier închis, și se spunea teoretic că sunt sub protecția papei va protecția asta însemna teoretic, că nu au da. voie să facă foarte multe lucruri. că asta era. Da. Asta da. e era... mm -hmm. da. cartea Poup at War, așa căutați o că e, e doar mm -hmm. în engleză pe Audible sau pe Amazon, E o carte care merită din punctul meu de, de vedere. Okay. Uh, și mă uit că ai eu am ceva da, despre de care nu o să vorbesc mult. De la Dar... Anansi. Da, deci asta da, să zic, da, una dintre adică de, colecțiile noastre preferate, da, excelentă. eu încă mi-am mai luat acum, da? de când am venit din concediu, am mai luat Femeia Urs, o, mm -hmm. poate o să vorbesc despre ea, deocamdată n-am citit-o, uh, Manuel Puig, romancer argentinian, Sărutul femeii paianjen. sună cunoscut. The Kiss okay. of the Spider Woman, cred că n-a fost și un film, dacă nu confund eu, enorm, dar care să n-aibă legătură cu, cu cartea asta. Cartea asta este povestea a doi oameni care împart o celulă de închisoare. Uh, unul a făcut lucruri reprobabile în plan politic, uh, face parte dintr-o organizație cu presupuse uh, fapte teroriste, celălalt a făcut altceva și a ajuns acolo, unul este gay, celălalt este straight, e diferență de vârstă între ei, diferență de opțiuni, de gusturi. Molina, homosexualul, este un mare cinefil și una dintre formele de petrecere a timpului în închisoare unde n-ai televizor, n-ai altceva, este să povestească filme și să-l nărăvească și pe celălalt, pe Valentin, la așa ceva. Și dintr-o formă de mefiență absolută în ziua întâi, când cei doi împar celula, totul se transformă într-o poveste de astea în care apare încredere la un moment dat, și apare solidaritatea, și apare și mărunta complicitate pentru un lucru sau altul, și apare înțelegerea, și apar toate lucrurile astea care irigă raporturile dintre doi oameni în libertate, și iată că același lucru se poate întâmpla și într-o celulă de închisoare dacă ai elasticitatea cuvenită, dacă știi să ții ochii deschiși așa cum trebuie, dacă știi să nu vezi în cel din fața ta o sumă de clișee sau o sumă de păcate. Pentru că de obicei când ești băgat într-o celulă, lumina pe care ceilalți o proiectează asupra ta este o lumină urâtă, neplăcută. Iar în momentul când ieși, a doua șansă vine greu. Pentru mulți nu vine. Mulți devin periferici până la sfârșitul zilelor. Asta e o poveste duioasă, bine scrisă, foarte bine scrisă. Trebuie să... Ilinca Ilian e traducătoarea, da, Ilinca Ilian, un nume pe care l-am mai întâlnit, foarte bună traducerea, și pe coperta întâia cărții scrie așa, opera lui Puig este cea mai originală creație a sfârșitului de secol 20. Autor, Mario Vargas Llosa, care ar cam trebui ah, să se priceapă la lucrurile Bici astea. este sud -american. El este argentinian, confirmă o veche judecată literară cum că America de Sud este spațiul unor prozatori excepționali. Și da, ai o mulțime de nume. Noi am discutat la un moment dat despre o carte Două conferințe, ținute împreună, da, 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 da. Vargas Llosa cu Marquez. Dar tu uh, ai o întreagă colecție prezentată aici de autor sud-american. Da, chiar sunt, Și data trecută ai venit data cu un autor am venit mexican, cu Juan Rulfo, a apărut și, la Curtea Veche. Și cu o dată anterioară ai venit cu o doamnă din aceeași zonă. Da, cred că da. da uh, nu, ai nu mai țin mai exact. Da. Dar da nu, cred că și... se întâmplă destul de des. Da. Da, pentru că e un spațiu cu un potențial literar uriaș. S-a tot vorbit despre realismul magic, ăsta a ajuns la rândul lui un clișeu, deși realismul magic chiar a existat, dar există o carnație a frazei care e tipică sudamericanilor, există un fel de univers literar, un fel de, uh, nu știu, de laboratori de imagini, și de episoade, și de povești, indiferent dacă sunt uh, mirifice sau îngrozitoare, care are această amprentă a Americii de Sud? E, cred că e deja și școală, știi. Când ești de multe sigur, talente da, rădăcinile da, asta da, se duc în da. jos, da. învață să scrie, să inspire unii pe alții. Da. Sunt scriitori puțin sau relativ puțin cunoscuți și... la noi, de exemplu, Federico Andazi. Eu am dat exemplu numele este un argentinian care a apărut la Rao, dar a apărut într-o colecție uh, urgisită de acolo, un Rao contemporan, care are câțiva autori. Formidabil, iar azi. e unul dintre. Între, anatomistul mi se pare una dintre cărțile foarte bune. Dar mai zic ceva care cred că contează. Nu. Vezi că ei sunt scriitori de aceeași limbă? Da, în afară Poate, de brazilieni. În afară de brazilieni, sigur, dar aici noi Pui, vorbim da. de spanioli. Da, cum da, ar da, veni. Da, expresie spaniolă, da. 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 Poate da, și sigur. legătura asta are. Poate. Uh, ceva foarte important. Foarte, da, Vrei... pentru că îi găsești și în Mexic, îi găsești și Sigur. în uh, Chile, nu mai Cu excepția Braziliei, da. filoanele astea culturale trebuie să circule mult și repede între da, ei. Da, da. Să Uite, unor idei. am, am citit bine, literatura colombiană. Bun, Marquez este reperul absolut, da? Dar ai pe Fernando Vallejo, este formidabil. Sunt niște romane mici, Sfânta Fecioară a Ucigașilor Plătiți, este una dintre cărțile lui absolut devastatoare. Uh, și vom merge cu toți în infern, la fel, Curtea Veche l-a scos pe amândouă. Uh, el este colombian. Uh, Gabriel, Juan Gabriel Vasquez, tot colombian. de nota 10 și el. Vargas Llosa este din Peru, da? Și așa mai departe, deci fiecare țară de acolo, Argentina, pe să Borges, Argentina, nu altceva. Uh, din cum Chile îl avem chiamă? pe cineva? Ce pe, elevă? hai pe Isabel Allende, ah, oricum, da, corect, sigur, da. și mai sunt, sunt foarte mulți. テム、サバト。 Când fac convenție de scriitori da. Să prezintă doar celebrități nu? Adică, <laughs> Da, da, da <laughs> Lindine, uh, Au foarte mult da. Deci continentul ăsta care este privit Oarecum de sus de europeni da. uh, Produce literatură De mare nivel Dar zici în ei nu sunt europeni de fapt? sunt europeni. E, Da, 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 dacă îi cauți așa Dacă la, îi cauți așa sus, cineva da, în școală la arborele ginecologic da, Dacă, dacă, dacă cauți îi cauți acolo cred Găsești că... legături da. Sunt legături puternice Evidencă. și o grămadă de filozofii uh -huh. Noane. Păi ne-am cam întins cum ar da, fi. Știu. Hai să ne povestești, că asta e foarte frumos, ai adus și căsuța. hai să ne povestești despre Colmar, da? Da, da, da. Reveniți la vorbitorii, și Radu Paraschivescu povestește astăzi despre experiența sa. Uie Colmar. Da. Este al treilea oraș din Alsacia, okay. după Strasburg, care există la. Se vorbește alsacean acolo, eu n-am. știu de, că se vorbește, dar nu știu exact. Un fel decât, de așa. da, bănuiesc. Uh, asta, căsuța asta care este parte din cadou pentru voi, Mulțumim. Uh, arată nefiresc. Da? Și ai spune, mă, nu se poate să fie orașul așa. așa e. De ce e albastră? Că toate casele astea trebuie să fie albe. Sunt, nu, nu, da, de unde? Nu, sunt Sau... Da. sunt galbene, sunt roșii, sunt mov, sunt albastre, pline de flori. Deci florile astea nu sunt doar în jucărie, sunt de adevăratele. Sigur că la marginea colmarului casele arată altfel și mai vezi și blocuri, dar totul este de o eleganță și de o curățenie absolute orașul, partea veche, arată așa. Există și un afluent al râului Il, care cred că se cheamă Loș sau Lauch, nu știu cum pronunță unii și alții, care trece pe acolo și care produce niște mari zone de spectacol în cartierul Ultracentral, din centrul Colmarului, și anume la Petit Veniz, Mica Veneție, unde este coadă, la a făcut poze de pe pod. Mm. Pentru că sunt și niște restaurante acolo pe malul apei. Uh, ei au un Colmar și această marotă a jocurilor de cuvinte, nu numai în Colmar. Există un restaurant care se cheamă Bordeaux, dar nu ca orașul, ci cu B mic, bord apostrof O, adică Aha. pe malul apei. Pentru că este deasupra Abort de loc Există în piața acoperită din Colmar Care e un spectacol în sine O zonă de patiserie De brutărie de fapt Da, normal Că doar nu se văd muzee Acel loc se cheamă Hansel și Știți? Pentru că e zona Covrigilor răstora De toate felurile Colmar e un oraș Omenit, cred, pentru prima dată de Charlemagne. Uh -huh, de mult. E? Da. Este un oraș imperial, un oraș care a trecut sub tot felul, pe sub tot felul de stăpâniri, care a fost luat de German după războiul franco-prusac, a fost restituit Franței, mi se pare, după tratatul de la Versailles, după primul război, în 1919. În perioada 40-45 a fost luat din nou de nemți. Pe urmă a revenit uh, Franței, unde este și acum. E un oraș cu primar conservator de vreo 50 de ani încoace, deci n-au schimbat orientarea. Uh, o splendoare, deci trebuie pozată casă cu casă. Uh, eu -am, am avut parte de ceea ce se cheamă blestemul diabeticului, adică mm. față în față cu apartamentul în care am stat noi era o cofetărie. Deci era la 12 metri. Deci între mine și magazin era o străduță cu un sens. E, unde găseai tot felul de lucruri La intrarea în Colmar Așa cum vii dinspre Strasburg E la 65 de km de Strasburg Se găsește o statuie a Libertății Și te întreb cei cu ea acolo De ce nu e în America Este una dintre multele copii Ale statuii Libertății Care sunt în Franța Nu mai știu multe 13, 16 uh -huh. Pentru că uh, August uh, Frederic Bartoldi este cel care a creat statuia libertății uh, aceea din făcut din mai America multe încercări și a făcut mai multe încercări da, și unul albaște. dintre Puținele locuri culturale pe care le-am văzut a fost Muzeul Bartoldi, care este chiar în centrul Colmarului. Și care îți arată ce a făcut acest om, o mulțime de, de sculpturi foarte frumoase, inclusiv ale unor personalități din istoria Franței, Mareșal Rap, mulți, foarte mulți. Este un personaj care are statui și prin oraș, prin Colmar. E un loc de bună dispoziție. De spectacole, când am plecat noi, tocmai se produceau niște, un ansamblu, ca să zic așa, de muzică mai degrabă nemțească decât franceză. Influența germană se mai simte și în bucătărie, deci acolo există șucrut, care poate fi distrugătoare pentru organismul uman, mai ales în varianta șucrut royal, care este... Un fel de mâncare care constă într-o de varză, acră, călită, depinde de la cază la da, cas, da, pe da, care da, se pun multe bucăți de carne. Da. Un cârnat sau doi, da. o bucată de șuncă, o bucată de porc, o bucată de vită, e, în general mari bucăți e, de carne. E cară. rău? Adică... Nu, nu e rău, dar te poate băga în groapă. Adică dacă îți pui mintea cu ea, în varianta de... royal, cel puțin e, e foarte greu să-i reziști tu care ești obișnuit cu o bucătărie, să zicem, moderată. Altfel, A, mai au e ceva. Da, la este mine moderație e criteriul. Da. Uh, mai e ceva tipic locului, și anume la Tart Flambe, care da. este o combinație între pizza și clătită. Da. E un fel de cum blat foarte subțire pe care poți să pui bacon sau flambe. trufe sau mai nu știu ce. E să se servește caldă, firește. Uh, orașul este uh, însorit în cea mai mare parte a anului. Uh, ca medie, firește, el nu poate depăși Nis, nice, care este orașul cel mai, cu cel mai mult soare, dar e binișor peste Paris, peste Brest, peste Strasburg, peste altele, motiv pentru care în zona asta se fac vinuri foarte bune. Vinurile de Alsacia, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling sunt celebre, iar Colmar se află în sau în preajma a ceea ce se cheamă la Rudeva, drumul vinului, care te poartă prin niște locuri splendide, cu o doză de repetitivitate, e adevărat, cam am seamănă ele între ele, dar cu un spectacol de negândit aici, în România. Deci sunt case, sunt sate sau orășele care arată așa. Și au toate potgorie din asta? Au, da, deci mergi, noi am mers cu mașina da. prin zeci și zeci și zeci așa. de kilometri de vie. Vie în stânga, vie în dreapta. și ajungi Aici. în localități care se cheamă Ribovile, de pildă, în franceză. În germană se cheamă Rabsșvier. Noi chiar comentam malicios că pronunția este Rabsșvier. Așa, da. da, da. Rabsșvier, Ribovile în franceză. Rigvir, Eghishem, Kaisersberg. Nu m-aș simți bine. Te simți excepțional, deci este o zonă de împlinire calorică și mai ales viticolă. Ai văzut că nu mai mănânc, toată lumea mă zice văzut, că am slăbit. Da. Da. Nu, nu e o bucătărie da. foarte prietenoasă pentru cineva care e Omule. încântat de francezi. Adică bucătăria din Alsacia nu seamănă deloc cu cea din Provence sau din Normandia sau din Bretania, mm. unde e pe fructe de mare și pe pește. Nu, aici mai mult pe tipul ăsta de, de bucătărie. Găsești și bucătărie tradițională, și o vită, și un porc, și un pui, însă tart-flambe și, chi, și chiș, găsești și chiș, și șucrut sunt produsele dominante. Chiș uh, nu-mi place care are o... Nici eu nu mor. Uh, da. Dar, repet, eghișem... Kaisersberg, care a fost pentru mine Marea surpriză, că nu știam de ea Tot așa un oraș Celestat, unde Iarăși am fost în ultima zi De stat acolo în, în Alsacia și Celestat, Celestat da. Da. Sunt foarte frumoase Așa am mai fost la castelul Otkenisburg Care este undeva sus pe, pe deal, pe munte chiar Și un castel care a avut parte De lucrări de refacere Foarte, foarte pretențioase E un loc minunat și acela. Colmar este perla. Deci pe lângă Strasburg, care e capitala, care e orașul mare, unde te poți plimba cu vaporașul pe canale și unde poți să vezi și organismele europene dacă n-ai ce face, dar numai dacă n-ai ce face, Colmar este centrul de interes. Este un oraș hiperturistic care are marele avantaj că poate fi la fel de interesant vara și iarna. Pentru că dacă vara este înnecat de flori și pulsând de viață, estivală firește fiind vară, iarna este un oraș foarte, foarte împodobit pentru sărbători, pentru Crăciun. A, e și la Strasburg, la e, frumos, e cu luminițe, da. e cu târg de Crăciun, este cu toate ororile gastronomice pe care unii ca noi nu și le pot permite, este plin de cofetării, este plin de voie bună, are... Asta n-am mai spus-o. biserică San Arta, iarăși foarte frumoasă. Care și ea are o cofetărie cu ziua. <laughs> da, și un mega imaj Și uh, un uh, muzeu, Unter de Linden, Unter Linden, Unter Linden, uh, unde se află un uh, altar foarte frumos uh, în trei uh, părți. la ai pe Isus răstignit și un Isus suferind și bolnav de o mulțime de boli lumești, asta e interesant, într-o parte este martiriul Sfântului Sebastian și într-o parte este Sfântul Anton. Ele se pliază, aceste două laterale, nu sunt deschise tot timpul, dar dacă ai noroc și le vezi deschise, îți oferă ceva uimitor. Un altar oarecum asemănător, dar din lemn, cu totul este Marele Altar al Sângelui Sfânt din Rotenburg, din Catedrala Sfântului Iacob Iarăș. foarte. Noi ne-am plimbat din Franța în Germania, am alunecat și până la Innsbruck, am dat o fugă și la Basel. A fost e. foarte frumos. Europa Nimic meridional prieteni, însă. Da. Europa, Europa prieteni, exact. Ne apropiem vertiginos de final, imediat ne hotărâm și ce facem la final, așadar, surprize imediat după generic oale, pulcele și tigăi Finalul acesta, după ce am făcut o mare brânză, cum se spune, urmează Așa. să facem o mare mămăligă. Uh -huh. Hai să vorbim despre mămăligă. Apropo -a dat, de brânză, am luat o brânză -a din convins, Celestat, da. Am vrut să o aduc, mi-a fost milă de da. locuitori. de pasagerii din metrou. Irina i-a spus foarte bine, este napalm de vacă. Așa e. napalm palm de vacă. Da, da, da. Adică te, te poate face neom. Ai neun. putea să facem o ligă mm -hmm. la brânzica asta franțuzească, puturoasă, puturoasă sau de alte feluri? Bă, bănuiesc că da. Da, și bă, eu sigur bănuiesc. că Mămăligă nu. să poate mânca oricum, ha, nu? Da, da. Suntem da. neam de mămăligari. băi suntem, în, da. Ce, orice și combinație, suntem în, în, în Care, formă. care tai mămăliga cu soara. Să mai care e explicația? Adică de ce Vre să n Am, am văzut și eu de câteva ori în viață. Cred că pot, da, nu nu știu, chiar nu găsesc. Există uh, variante, uh, dar nu niciunul. Erau eram foarte mic la lui și uh, se închideau grădinițele vara, cred că asta era explicația, ai mei nu aveau cu cine să mă lase mm. și uh, mă dădeau la o familie de bătrâni care stătea o scară mai încolo. Familia Petraro, cred că așa le spunea. Și el întotdeauna când se punea asta, tăia mămăliga cu sfoara. sfoara. Asta e una dintre amintirile mele, să punea mămăliga mm -hmm. pe un fund... Da. Și după aia el venea cu o sfoară, o băga pe de sub, trecea dată așa și odată, în cruce să tăia. <gântuță> și sunt convins că mi-a dat o explicație pentru care să taie. Dar atenție, poți să tai numai pe aia, care se face foarte bine. Solidă, care e mai da. Solidă. Da, știu, Acum am văzut mămăligi da. Știți bine la cine mă refer, care sunt mai hmm. moi așa, curg Mai fluide, da aia nu Din e aia se... chipurile aș mai avea voie și eu, dar de fără ce? excese Mai din de de asta ce? la altă solidă, cu cât e mai solidă a, Cu atât tare mai eu, multă făină tare... da. În uh, urmare am mâncat, nu mai știu când, acum câteva zile da, La prietenul Marius Tudosiei, la a, așa. Băcănia veche, Am mâncat un uh, confit canar, da, 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 o pulpă cu de rață cu de mai lichidă un pic, nu chiar lichidă, și Domn, cu trufe. Eu să-i și eu cu domnul Schmidt. Ah, da. A, așa. Dar mă -mă liga este pentru mulți este o garnitură. La sarmale sau mai știu eu la ce, Ai, la este pește. Cine te da, Este, da, este o mâncare în sine, comun. sigur, să nu mănânci goală, că dacă e goală devine un pic neplăcută. În facultate am încercat și cu dulceață. Adică dacă asta s-a găsit, asta s-a putut. A. Mai era niște făină, mălai, cum să zice da. aici. La noi întotdeauna se zice făină de porumb. Da. A, așa, deci mai era niște mălai și niște dulceață în camera de A. cămin. S-a fiert combinat. mălai, o, asta e. S-a mâncat, da. mă -o ligă cu dulceață, pentru că aia s-a găsit. Multă lume se va întreba, da. dar de ce nu v-ați luat ceva? Că n-aveam cu ce, mai deci, da, da, că. Deci era că nu ai bani întotdeauna. Da. Și sigur că întâi trebuia să-ți iei țigări, și după și aia există priorități, există da, priorități da, da, da. în viață, după aia îți da. luai uh, mm -hmm. Da, asta cu legenda, cu mămăliga cu dulceață, mi-am de legenda Casuleului din casule Toulouse, despre care povestea, Casuleul din Castel Nodari, ăla era cel mai cunoscut, um, care ci că s-ar fi inventat într-un în timp unei bătălii, când asediații din cetate rezistau din ce în ce mai greu și când stăpânul castelului a, dat, a trimis vorba la bucătărie dați le războinicilor tot ce mai aveți până cămară. Ah. Și ei s-au uitat până cămară, bucătăresele de fapt, ele, s-au uitat prin cămară și au mai găsit niște copane de gâscă, de rață de fapt, au mai găsit niște cârnați de porc uitați undeva într-un loc și de rest fasole și morcovi și nu mai știu, cartofi, uh, și le-au pus pe toate la fiert. Și au venit cu niște vase mari și le-au dat războinicilor acest casule de castel în cu rață, cu cârnat de porc, nu ceva, caloric este Așa infernal. Și pizza, să da. știi. Și Sau poate asta le lene, da, nu, și asta este e legenda că mâncând așa ceva, războinicii s-au întremat și au respins pe e, da. Dar sunt foarte vârte, bună. Foarte de câte bun. ori să învârte mămăliga? Da, eu știu. Eu doar mănânc. Nu, ori de 400, ori de 600. Sunt tot felul de rețete. Trebuie tu să eu? Da. cum? Dar ori da -a facem -a făcut treabă. în viața ta? O dată am făcut ai de asta v -a v -a la 400, da. Aha, și a ieșit? Păi a ieșit, da. Păi cum? da? Ce ai tăiat-o? Da, o să cu fiola. Cu buțitul, cu Așa. Aia, cu... E foarte greu aici. Trebuie da. să stai, să învârți trebuie să ai forță, trebuie da. să ai tot felul de. Un, și derivat, urs. un derivat este bulzul. Da, bulzul. Cum? Care înseamnă. Da, eu am un mâncat, strat de. Un strat de. Un strat da, fie un stră de, rețete, fie da. la nimereală, da, există cu un panat cu bacon, cu bucăți mici da. de bacon prăjit. Deci, nu știu dacă ăsta nu-i cu un ochi pe deasupra și cu multă brânză înăuntru și pe fund. Dar urs ți a făcut vreodată? Nu. Numai ursul este. Au ținut la mine, nu Ursul este atunci când în mă asta mare, Așa. coaptă și fierbinte, să bagă niște brânză da. și să lasă să stea acolo. Aha. Și să mănâncă din jurul. Da. Asta e ea și să lasă chestia aia, ca aia să topește în timp da. acolo. Știi cum se face cezariana la canibal? Se mănâncă mama în jurul copilului. <coughs> da, așa și cu ursul. Și... Dar de ce zice urs? Așa îi zice o la mine, e ursii, okay. -o. Facem urs îi face urs. am găsit aici pe site, la cum vă place, o poveste. Da. mare. tu ai scris-o? Alice? Cum mă ligă, zice așa, amintiri din copilărie. Pe soba cuplita de fontă, bunicul așeza oala de mămăligă cu apă, nu i zicea ceaun, că era oală, se așeza exact acolo unde focul era puternic, punea sare și se, se, se lăsa în clocot. După ce clocotea, făina măsurată și cernută era turnată deodată, iar la mijlocul făcălețului îi făcea o gaură până jos la bază pentru a ajunge și acolo apă clocotită. În jur de jumătate de oră era lăsată să fiarbă fără niciun fel de intervenție. Apoi lua ala de pe foc o scurgea și scurgea într-un imbric aproape toată apa care a fiert, bunicul se așeza hotărât pe un taburet, își potrivea un ștergar pe picioare și fixa oala cu hotărâre între tălpi, apoi începea amestecatul. Totul părea incredibil de complicat și prodabil, probabil, așa și era, pentru că numai bunicul făcea operațiunea, niciodată bunica. Ea era responsabilă cu turnatul apei fierbinți în care a fiert mămăliga, în funcție de solicitările lui. Deci spunea, toarnă femeie. Da. Toarnă, toarnă. Când mm. considera care consistența potrivită, oala era scuturată bine și pusă înapoi pe plită, de data aceasta mai e la o parte unde focul nu ardea direct pentru că a nu se prinde liga. Mm -hmm. Și cum faci? Numeri? De câte vrei eu Numere, da. Numeri? dai o tură de ceaun? Așa, și numeri, și nu. Nu. în gând. Una, Un... Doi. poți să numeri și tare. 1. Ok. 2. Și dacă trei, te încurci? Dacă te încurci, și te și de la Dacă capata. era la 364, okay. doar nu te încurci cu 264, ar fi da, grav. Da, da, da. da. Știu, da. da. Foarte bună mămăliga cu brânză și cu unt. Mie, dacă nu îmi pui smântână, căci nu, nu mi place, dar eu nu prea am voie de să fac mofturi, da. că am Ai voie, voie doar sporadic. Da. O singură dată am refuzat mămăligă. Eram la 14 ani la un parastas, mă al și nu, repeti, nu da. pentru că era mămăligă cu lapte. Și ce are asta? Păi nu suport laptele, nu, A, în afară da, da, de da. ciocolată, dar da. ok. Uh, și n-ai ras niciodată și... unul? Nu. Dar știi nu. despre ce vorbesc. Da. Ei, păi, rasul ceaunului da. este cea mai Evolutate. mare invenție a da. omenirii. <laughs> își fierbe acolo, da. pui laptele și pe aia să moaie cumva și da, tu dai da, acolo da, și da, e da. alea. Da. -are, cum, Inegalabil, deci, nu? Deci marea bucătărie franceză nu face doi bani. Oh, pe oh, că... Habar n-au deci dacă le pui mm -hmm. un lapte de la de capră, da. oala no mm -hmm. e Să spunem așa. că există și varianta franceză polenta și cu polenta, e, tot alea sunt variații. Am văzut pe unii, pe niște italieni, că pun trufe, mă, mă, ligă, ca să... Da? da, păi da și la prietenul tu dosiei. Da, Erau da, trufe, nu, mă, nu. mă ligă. În mălai. A, în deci mălai. Deci vin în mălaiul a... și face asta nu știu -am ce. Asta Adică e o, e o mezalianță aici, dacă Aha. vrei. N Am da. amestec da, așa da, de... Da, da. Băi, săracilor, hai să vă pudrăm niște de asta, da. să vedeți mm, cum mm. e să... Dar despre aia e vorba, adică... Da. Așa, și mă o ligă cu ciuperci, bă, să nu Foarte să zici. Da, da. Și mai este... Ghebe cu hribi. Da. cu toate ciupercile, deci să știu, nu ratați nimic. Știu, știu. Și bunica mea era în stare, da, și cred că și eu sunt în stare, să mănânci o mămăligă pe lângă un pește. Am da, pe deci pește, cum? Ei un pește din ăla, un caras din ăla, A, care așa. are 100.000 de mii de oase, da. și tu te chinuie acolo, nu știu ce. Dar în schimb, în timpul ăsta, bași, da. la, da. la, la mamăligă uh -huh. Și dacă da. ai mușdei făcut... Da. Poți să mănânci mămăligă știu. caldă cu mușdei? Eu nu da. cred că îți trebuie altceva. Da. Nu, nici eu. Deci pe aia aia a -a -a, împingând lucrurile și mai departe, eu cred că dacă ai mușdei nu-ți mai trebuie altceva. Merge și pe pâine, e adevărat, dar parcă cu măligă aia caldă să fie... Da, da, da. e minunat. Hai că ne plouă. Ne plouă, nu? nu? Ne, ne plouă, să vezi cu ne ascultă, deci e leșinat. Toată lumea se da. să mănânce astăzi. Asta e, prieteni. Mare brânză, mare mămăligă. Final de podcast. Astăzi, vorbitorii 40, sperăm că a fost o bucurie și pentru voi. Cum o, să o să fie. Să rând. vedem cum o să facem la Vorbitorii episodul 90. Că <laughs> nu o poveste. să ne putem întreba ce am făcut la 90 de ani. Da. Interesant, da? Mai e adevărat. E, adevărat da. e o temă de gândire, da? E o temă de gândire, dar putem posta ce făceam la 9 ani. Asta chiar okay. și mie e un zero, da, da, da. Eu știu ce făceam la nouă ce da, la 9 da, am, am, să... am stat singura zi din viața mea în spital că am fost operat de amigdalită și de polipi. De amigdale și de polipi. Da? Da. Și a fost singura zi din viața mea când am stat în spital. Am stat peste noapte în spital. Singur? Sau cum era singur, pe vremea mea, singur, da? singur, singur. că nu se lăsau, da? a fost frică? Nu. Nu no, ai avut nu, nu, pe doar m-a durut timpul -a... operație. A, nu, am nu. dormit buștea. A, pe dacă Mircea Cărtărescu era singurul noapte la spital, <gângânt> ieșea un <gânt> da, prieteni, mare plăcere ne-a făcut să vă revedem. Final aici, Radu Paraschivescu. Cătălin striblea. Spor la treabă. Orbitorincii Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea